Bună ziua, dragi prieteni! Bună ziua, prieteni dragi! Ce mai faceți? Mă bucur să vă văd! Am pus asta la loc pe stand și am uitat să-l bag. Bună ziua la toată lumea! V-am luat pe nume mai devreme, nu vă mai iau o dată. Să trăiți! Bună ziua! Mersi Darwin de 11 luni! Hovigal, mersi de 17 luni! Rareș SRI, mulțumesc de 9 luni! Adelina Deșeș, mulțumesc de 4 luni! Liviu Boss, 97, mulțumesc de 5 luni! Boss! Ce fade nesimțit ți-ai făcut! A prins implantul? A prins implantul? Ia vezi! Bum! Îmi las părul lung și... Trebuie să mă mai iau pe margini. Știu că arată ca o freză al unui adolescent de 12 ani, dar asta e situația. Pentru că altfel arată și mai urât. Bună ziua, Moise Windu. Lea Maria, mulțumesc de 24 de luni. Balkan Bimbo, mulțumesc de 21 de luni. Tao Mihai, mulțumesc de 2 luni. Salrec, mulțumesc de 4 luni. Xfac, mulțumesc de 5 luni. Ștefan 197, mulțumesc de 22 de luni. Lung cât al Sabinei, da. Da, vrem să avem matching, vrem să avem matching freze, ca să poată să mai facă lumea în continuare, să mă facă lumea în continuare gay. Abia așteptam ăsta, am pus pe canal video cu Sorinski, Eita de Valin, foarte frumos. Și abia așteptam comentarii, ăștia-s bărbații din ziua, dar să machiază! Bună ziua, Bet. Freza Ronaldo Noodles. Nu că nu sunt creți. Îmi las părul lung tocmai ca să pot să-mi acopăr, să-mi acopăr implantul. Hello, patron. Bună ziua, Iulia. Bună ziua, Dan Cons. Stai să termin ședința și revin. Ce ședințe ești, măi? Programatori șomeri. Șomeri, vorba vine șomeri. A, am un meeting. Lupui, ai zis implant? Da, implant la... Da, nu știu dacă sunteți la curent, dar a aflat Robert Meteca că mi-am pus implant și a anunțat pe toată lumea. Și acum trebuie să fac damage control. Sorin, boy, fin, mulțumesc de 5 gifted subs, sărut mâinile. Username-ul tău sună ca o parolă de-aia generată, de-aia cu litere, cu cuvinte. Cuvântul, liniuță, cuvântul, liniuță, cuvântul și sunt cuvinte random. Da, mi-am făcut implant atât în cap cât și la subțiori. Este adevărat. Zvonurile sunt reale. Doamne, ce-mi lucește fața. Mi-am luat o cremă nouă de hidratantă. Îmi lucește ca toți dracii. Să mă dau mai încet. Taci. Am dat cu lac pe chelie, da. Schivo, te pup, mulțumesc de 20 de luni. Când se face mai nasol, îmi tatuez, doamne, cât de penal mi se pare, cât de penal mi se pare alea cu tatuajul cu, știți ce zic, nu? Tatuajul în forma, cum îi zice? Tatu bold. Asta e așa. Să statuezi Sanchi părul. Salut, Silviu. Poți să-mi spui, te rog, la ce salon ți-ai făcut unghiile data trecută? Sigur că da, la salonul Drumul Taberei cu manicuristă Sabina. O găsești pe internet. Bă, fai, tu știi ce e ăla? Shodou? Nu. Sună ca ceva din zona de karate. Gen dojo. A, ok. Cât cineva random. Drumul Taberei 34, că e o stație de autobuz cunoscută și credeam că vrea să-mi dea adresa. I-am dat bani. Scuze, omule.
Scuze, dar am instinctiv să mai banez oameni care... Mă rog. Da, am văzut clipul lui Chifoi și m-am și uitat la el. Trebuie să-l postăm și pe ăla. Carina, mulțumesc 12 luni. Ești trigger happy. Oh, da, sunt foarte trigger happy la oamenii care îmi dau adresa în... La oamenii care îmi dau adresa în chat. Este discursul lor. Frate, ăla banează pe toată lumea. Nici nu mai poți să-i mai dai adresa în chat. N-am dreptul la liberă exprimare să-i dau acestui streamer adresa în chat. Ba da, este ziua lui Slăvog. Puteți să-i spuneți la mulți ani. Dar nu-l spamați și voi cu mesaje pe Instagram. Intră și el pe stream și ziceți acolo. Mă gândeam, eu niciun bucureștean care îl cunosc nu știe această informație crucială. Șodoul e un leac băbesc pentru tuse, care e lapte cald plus miere plus un gălbenuș de ou. A, da, știu, îmi dădeau și mie ai mie când era mic. Sunt sigur că nu are absolut niciun efect pentru tuse. Boaș! Cu tier 2 pentru 21 de luni. Mulțumesc foarte mult. Madlina, mulțumesc pentru 5 gifted, sărut mâinile, apreciez. Dați-i șervețele Madlinei. Da, am văzut că a venit puia în Apollo. Absolut. Și nu doar că a venit în Apollo, a venit la un eveniment de... Nu mai știu ce era, era Drag Queen Night sau nu mai știu ce era. Era un eveniment pentru comunitatea LGBT la care a fost... Nu știm, adică știu, era un DJ acolo care l-a chemat, a venit puia să cânte. Și bineînțeles că a zis slăruri pe scenă. Dar în ce lume nu-i tai calea de acces? Adică ok, a fost unul prost, au fost doi proști, dar în ce lume nu-i zici, hei, stai, nu te urca pe scenă. Dar faptul că a venit puia la așa ceva, faptul că a venit puia la așa ceva, aia mi se pare mai surprinzător. Mulțumesc foarte mult, Tim, și mulțumesc de 23 de luni. Muna! 24 de luni, 2 ani, mulțumesc, te pup. Ai putea spune că e foame de bani? Bă, nu știu. Dar știți că a mai fost faza aia cu puia la Folk You? Unde a fost invitat la festivalul de folk. S-a dus să cânte pe scenă și toată lumea îl huiduia. Apropo de puia, trebuie să vezi cum și-a luat rușine la America Express. Nu m-am uitat deloc. M-am uitat un pic la primul episod din Survivor. Nu l-au oprit pentru că Apollo l-a chemat. Au și zis că au acceptat să urce. Ok, bine. Puia, cred că dacă îl chem cândești la priveghi. Stă despre sicriului tău. Vorbe! Vorbe! Unii suferă de șmecherie, dar vai morții lor! Noi ăștia ne uităm la Survivor că suntem fix pe CTC. Ok. Da, am văzut ăsta la Slăvog, absolut superb. Doamne, cu parte iubesc. E atât de amuzant. Pentru că știu, I just know it for a fact, că pentru suma potrivită Dorian Popa ți-ar cânta la priveghi. I just know it. I just fucking know it. Dacă aș fi multimilionar în euro, i-aș da bani la Dorian Popa să vină la cele mai prăjite evenimente din lume să cânte.
La America Express i-a luat unul la ocazie pe el și pe nevastă sa și șoferul avea un pistol în spatele scaunului. S-au căcat pe ei și când a ieșit șoferul din mașină l-a scos de acolo și de fapt era de jucărie. Bă, sincer, cine s-ar căca pe el când vezi că are un pistolul la zi, în mașină? Și în ce țară sunt ei? În Dominicană sau unde sunt ei? Nu sunt în Dominicană. Unde sunt? În ce țară e America Express? În Mexic? Ok, da, m-aș super căca pe mine și eu. E very understandable să te caci pe tine. Mai ales după ce s-a întâmplat acum în Mexic. Dănuț 58 îmi zice, când am întrebat în ce țară se întâmplă, îmi zice în America de Sud. Mulțumesc foarte mult, Dănuț. Sunt în Republica Moldova. Eram 100% convins că încep după 18, măcar 18.30. Da, mă, m-am simțit cu musca pe căciulă și am vrut să încep mai devreme ca să stăm mai mult. Am avut câteva zile mai slow. Am făcut o curățenie de aia generală în casă și m-am... Nu știu. Mi-a afectat starea mentală că am scos totul și am băgat la loc și am whatever. Asta e faza. E funny că pui așa a avut mereu și că zicea toată lumea că seamănă cu genul ăla de latinoamerican din cum îi zice? Nu vine termenul. Dacă are un pic față de mexican. Și context la panica asta e că lor le-au făcut ceva training super riguros cu aveți grijă la cine vă urcați în mașină pentru că se face trafic de persoane, mai ales cu taxiul, aveți grijă. Păi da, normal, adică că au fost multe evenimente nasoale cu tot felul de străini care mergeau în Mexic, adică până și la producția de la Narcos de pe Netflix a murit unul încercând să caută de asta, să făcea scouting de locații. Adică e pretty fucking dangerous, nu știu de ce ai face în Mexic toată chestia asta. Adică chiar e pretty dangerous, mai ales în unele părți ale Mexicului. Și știu că ăștia probabil fac și turul Mexicului, intuiesc. A, l-a arătat după și chiar era de jucărie, ok. Bă, dar cum faceți mișto de el? Cine nu s-ar panica? Cum faceți mișto de el? Ăștia care faceți mișto, voi cred că nu știți care este situația cu turiștii și cu traficul de persoane în Mexic. Adică efectiv sunt orașe și regiuni întregi care sunt controlate de cartel. Nu există law enforcement, nu există nimica. Mă, teoretic există la nivel federal, dar practic cartelurile fac legea. Și mai ales când ăsta zice că e din Sinaloa, pentru cine nu știe, este cartelul ăla de îl vedeți prin Narcos și whatever, cel mai mare din Mexic. Adică nu înțeleg cum faceți mișto de el că s-a panicat. Ca să supraviețuiești în general în viață ar trebui să te panichezi când mergi în mașină cu un băiat care zice că e din inima unui cartel și are un pistol în mașină. Așa ca idee. Pentru șansele tale de supraviețuire ar trebui să te panichezi. Tare. Ce de astea fani au mai fost la America Express? Bă, voiam să vă zic, am făcut alături de Alex, de Rux, de Sabina, am făcut o noapte de uitat la filme românești și ne-am uitat și la team building. Nu l-am văzut până acum. Bă, nu e oribil. Mă așteptam, sincer, m-am dus cu zero așteptări. Adică, sure, a avut clasicele faze de... Nu știu, de cine scrie căcaturile alea, de anii 90, de American Pie, de... Pula mea, nu știu, whatever. Adică mi se pare că asta e, că au fost, adică se simte, cel puțin, eu n-am experiență, dar ca privitor, se simte că au fost mulți oameni care au scris glume și scenariu și la, și că se bat între ei și că gen... O parte sunt cele mai de căcat glume din lume la care te cringuiești și te Și pe cealaltă parte sunt alea care au legătură cu Micuțu, care sunt mega bune. Și ca privitor, pare că efectiv Micuțu a cărat filmul ăla, l-a luat în spate pe film și l-a cărat așa. Adică au fost mega bune alea din jurul lui Micuțu și se vede că unele dintre ele au fost scrise chiar de el. Gen aia cu Horia Brenciu și... Mă rog... Da, și Nicubanea e foarte mișto. Mie îmi pare rău de Nicubanea că a dispărut așa cumva din peisajul internetului. Când l-am descoperit pe Nicubanea cu 5-6 ani sau cum mai făcea el alea, mi se părea super de viitor.
M-am uitat la el cu așteptări mari pentru că toți prietenii mei aitiști l-au lăudat și nu am fost dezamăgit. Ok. Da, nu știu, adică da, așa, nu e un film bun, dar adică a fost decent, am râs organic de mai multe ori. Adică, da, nu știu, pentru România, pentru umorul de la noi, nu știu, chiar mi s-a părut, nu știu. Și față de ce s-a mai făcut înainte, de Miami Beach, de Five Gang, de whatever. Păi da, exact asta mi s-a părut funny, tot ăla cu Horia Brenciu, cu referința la Morgan Freeman, Dumnezeu, dar mi s-a părut super bun. Adică toată partea aia cu... Totul din jurul lui Micuțu mi s-a părut super bun. Totul din jurul lui Micuțu de astăzi, ca, mi se pare că a cărat filmul ăla. Că altfel, gen, dacă n-ar fi existat Micuțu și glumele lui Micuțu și personajul lui Micuțu, ar fi fost un film oribil. Parcă. Deci mi s-a părut foarte confusing ce au încercat să facă cu actrița aia, am uitat cum o cheamă. Că îmi place de ea ca actriță. A și fost la Micuțul la podcast. Anca Dinicu? Ea e? Asta îmi venea și mie, dar nu cred că e ea. Nu Anca Dinicu. Aia de era colegă cu ei în call center. Anca Munteanu, nu? Da. Da, ea. Și n-am înțeles ce au vrut să facă cu personajul ei. Că gen... Ce Dinicu, mă, coaie? Ești orb? Nu vezi că scrie Anca Munteanu? Ești literalmente orb? N-am înțeles ce au vrut să facă cu personajul ei. Că au făcut-o gen... conspiraționistă cu Soros și cu Vadim, dar pe urmă anticapitalistă, dar pe urmă nu știu, adică a fost foarte weird acel personaj for no reason. Păi era și Dinicu, măi, dar eu zic, mă, eu încercam să o găsesc pe asta, da, i-am zis, nu e Anca Dinicu, încercam să o găsesc pe asta la altă, că și Anca Dinicu era colegă cu ei. Și ne-am mai uitat în aceeași seară, ne-am uitat și la filmul Tabăra, ăla cu Shelley, doamne, absolut amazing, adică și un film de copii, adică nu o să-l critic din punctul ăsta de vedere, dar ceva... scenariu, nu știu, ceva. Eu l-am înțeles ca ciudatul din echipă, literalmente toți erau ciudați. Am avut unul la fel în echipă, sper ciudat, dar mă refeream că gen, nu știu. Mi se pare că au încercat să bage tot felul de comentarii sociale și niciunul nu ieșea. Adică apreciez comentariile sociale pe care au încercat să le bage, dar mi se pare că nu, ori nu le-au dus până la capăt, ori erau pur și simplu wrong. Gen, asta care era, cum îi zice, soroșistă cu, zicea cu Soros și cu Vadim Tudor, cumva la finalul filmului are o replică că urăște capitalismul. Like, what? Odată și nu știu, mai zice cu, mă, cu political correctness. Mă, e... Pula mea, e scris de niște oameni de 40 de ani, so understandable. Da, again, adică overall... Mi s-a părut ultra decent pentru așteptările zero pe care le-am avut. Da, efectiv, au făcut o struță cămilă. Ah, da, și ăsta mi s-a părut funny, cum îl cheamă, Adrian Nicolae. Adică și el mi se pare că a adăugat mult la film. Also, ăla băiatul, cum îi zice... Băiatul de stătea cu hașerița în spatele ăla, evil, super funny. We need more screen time cu Nicolae, da, de acord. Mi se pare sincer că Micuțu și Nicolae și ăștia din gașca Sector 7 și așa mai departe trebuie să-și facă ei un film, dar gen doar ei. Bă, dar mi s-a părut, adică nu știu care e treaba cu Bromenia care își scrie constant
își scrie constant acest personaj, că Sabina a zis chestia asta foarte bine, că își scrie constant acest personaj de, cum să zic, de nice guy prostuț, care el e super bun la suflet și care, și mi se pare că not working cu, nici cu cum arată, nici cu cum vorbește, nu știu, mi se pare că it's not working. Și asta e când, mi se pare că și în film cumva putea să meargă foarte bine filmul fără personajul lui acolo, dacă are sens. Nu știu. Da, adică că e fix personajul ăla american de high school drama și whatever, dar Bromeni e un băiat cu chelie care, adică mi se pare că nu intră nici la cum arată, nici la cum vorbește, nici la cum e el așa overall. Nu știu, poate mănânc eu căcat, dar așa se simte. Da, băiatul bun care îți vrea să fie personajul plăcut din film și niciodată nu iese, da. Da, exact, adică totul e scris în sensul ăla de ar trebui să empatizezi cu acest personaj, că el e băiatul bun care îi lua mereu de prost și așa mai departe, dar gen never working, mă rog, nu știu, poate și e pentru mine. Bromania încearcă să nu faci toate personajele să te fută challenge. Da, de Jim Halpert, da, mă rog. Sunt mai multe personaje de genul, nu cred că e fix, mă rog. Și am mai văzut, ce am mai văzut? Deci am văzut ăla, am văzut Tabara Five Gang și pe urmă am mai văzut Love Story, da. Vreau să caut, să știu exact cine a comisionat filmul ăla. Cine a zis yes la acest film. Bă, e ceva și păcat că a avut un chest de actor destul de nice. Dar cumva, holy fuck. Nu am auzit de niciodată. Da, nu știu, pe Netflix acum apare acolo, e cu Alex Bogdan în rol principal. Și gen Alex Bogdan în rol de... în rol de vedetă pe care vor toate gagicile să-l fută, dar gen în același timp e Alex Bogdan. Mie îmi place de Alex Bogdan, don't get me wrong, dar mi se pare că doesn't work, mă rog. Dacă vreți să faceți hate watching la ceva, uitați-vă la Love Story de pe Netflix, e cel mai penal film. Efectiv îmi pare rău pentru toți oamenii care s-au trezit dimineața să trebuiască să meargă la filmul ăla, la filmările alea. Da, am văzut aia cu taximetriștii, doresc să văd. Abia aștept să facem hate-ul și la Romina. Also, hai cea, toată lumea, la mulți ani, Slavog! Nu, n-am văzut America Express. Am dat mesaj pe Insta să reacționez la Plasa de Stele, episodul cu Maria Cârnici. Ah, ok. Mulțumesc. Pace al nostru, 42 de ani. Mulți înainte. Abia ești la vârsta de mijloc, ai toată viața înainte. Da, chat, 42 faci. De ce întrebați? Nu știați? Faci mișto sau chiar 42? 42, da, normal. Bă, unii dintre voi ați crede orice iese din gura mea. Unii dintre voi? Da, chiar 42? Dar gen, n-ai gen, nu-ți învă rotițele să te uiți la fața lui să vezi că n-are cum să aibă 42 de ani? Vă ador. Da, 42 și mult botox, exact. Mănâncă placenta. Și de asemenea, la mulți ani Asteca. Băi, ești în aceeași zi cu Asteca? Let's go! Mete ca la următorul podcast. Prietenul ăla lui Fire are 42 de ani. Și nu mai și plătește să fie prieten cu el.
Bakunin, mulțumesc foarte mult de 22 de luni cu tier 3, sărut mâinile. Omul chiar mi-a dat episodul cu Maria Cârneci. Da, bă, Zlăvo, că și... Las, frate, că și Travis Scott are 40 de ani. Nu trebuie să... Bă, dacă ați văzut astea ce era de văzut în filmele românești pe care le știți, să vă uitați la... Să vă uitați la... E un film scurt, dar din punctul meu de vedere în top 10 filme românești all time. Am uitat cum se numește, dar e foarte bun. Ăla la Revoluție. De ăsta e în studio la Revoluție. Mă, nu sunt la Revoluție, povestesc despre Revoluție. A fost sau n-a fost, da, a fost sau n-a fost. Atât de bun și atât de fresh overall. Și e din 2006. E din 2006. Asta. Foarte bun. Chiar foarte bun. Se întâmplă tot într-un studio de televiziune locală. Absolut foarte bun. Da, măi, da, după ce ați văzut Balanța și Filantropica și ce mai e de văzut... Da, și Capra cu Trăiesc, vreau să văd. Garcea și Oltenii. Am văzut Garcea și Oltenii la cinema, morții mei. Am încercat să ne uităm și la Ora Mona, dar n-am putut, am închis. Sincer, am putut să ne uităm mai degrabă la Tabăra Five Gang decât să ne uităm la Ora Mona. Bă, ceva... Adică cumva mi se pare fain și că te uiți la o chestie și te gândești că oamenii ăștia au vrut să atingă gen public internațional, să rupă, să... Doamne Dumnezeule mare, e ceva... N-am văzut București non-stop. Smiley are un film? Ce film are Smiley? Balanța Părere, cel mai bun film vreodată din România. De departe. By far. Smiley filmul! legați, am înțeles. Nu știam că există. Asta, București non-stop, îmi sună cunoscut, nu știu dacă l-am văzut. Nu l-am văzut, dar... Un film despre tumult, moarte, o curvă și un fraier. Ok. Alexandru Papadopoulos. E Dan Chișu, nu știu, nu m-aș entuziasma, dar pe ei. Ar trebui să facem un dar nu cred că am văzut eu destule, dar mi-ar plăcea să facem un tier list de filme românești. Sau cel puțin... Am putea. Dar nu cred că mai degrabă Zlăvoga ar trebui să facă asta, că eu n-am văzut destule. Și eu n-am văzut multe nici din ultima perioadă. Umbre ai văzut? Da, omule, am văzut Umbre. București non-stop, ca și cum l-ai pune pe un student unei ATC să-ți facă rezuma la Umbre, dar n-a văzut Umbre. O colaborare cu Sucre? Ok, e o idee bună. Du-te și spune și lui chestia asta, că ar trebui să facem. 4-3-2 cel mai șmecher film făcut în spațiul Carpato, dar în Biano Pontic, da, 4-3-2 cred și eu că este pe locul 2 după Balanța.
Da, bă, sincer, Umbre, da, cred că e un serial polițist făcut în România, adică, că asta zic de așteptări, știi, că te duci cu așteptarea să vezi ce, te duci la Umbre, adică te dai drumul la Umbre și te aștepți să vezi True Detective, până e un serial românesc, da, din păcate dialogul e, nu știu ce scenarist a fost acolo, ce, da, dialog, scenarist ăsta, scriptwriter. Scriitor, de fapt bine, da, scenarist, dar doamne, dialogul e ceva, dar în rest, așa overall ca producție, ca asta e nice, adică dacă vrei să să-ți speli creierul, să te uiți la un film polițist românesc, la un serial polițist românesc, pola mea, noir românesc, da, adică față de băieți buni, da, na, ce te aștepți? Da, și Soldații e foarte, a fost foarte nice, l-am văzut la cinema când a apărut. Hai că Băieți Buni este un serial bun, ok. The Virgin Ciupanezu versus The Chad Neapuiu din Umbre. Who farted better? Da, ok, bine, acum mi-aduc aminte toate fazele aia penale din Umbre. Da, am prins și 17, altă tentativă. Mă rog. Băieți Buni este un serial bun, it's in the title. Problema filmelor românești e că se iau mereu prea în serios. Bă, mi se pare că trebuie să existe și genre-ul ăsta care se ia prea în serios. Dar mi se pare că la noi a fost ultra, ultra folosit de când a luat ăla la Cannes prima oară în 2004 sau ceva, dar atunci gen 10-15 ani au făcut același film, more or less. Mă rog. Chiar crezi că Balanța e mai bun decât Nonconformistul 2? A, stă acolo. Acolo, sta acolo sus. Mirciulica e de văzut? Nu știu, n-am... E cu Rodica Ojog? Adică e după... E gen polițist? Mirciulica... Film. Ah, e ăla lui Mircea Bravo, coi. Nu știu nimica despre el. Nu știu, l-a văzut cineva? Cum vi s-a părut? E filmul Cloj? Da, 6 din 10. E mai bun sau mai prost ca Love, Sorry? Foarte important. Mai bun decât Ora Mona? Ok, e ușor să fie mai bun decât Ora Mona, sincer, acum. Nu vreau să-l văd pe Mircea Bravo oră 30. Stai că am un video cu el că face imobiliare. E efectiv un clip de YouTube super lung, dar sincer așa s-a simțit și ăla Tabăra 5 Gang. Despre ce vorbești omul ăsta? Nu înțeleg. La ce te referi? Uită-te la videoclipul, câți bani am făcut din... Aha. Stai un pic, Mike. Ok, n-am înțeles nimic, da, ok. Vă salut, oameni frumoși, și în primul rând vreau să vă mulțumesc că ați mers în număr atât de mare la filmul Mirciunică, pentru noi este foarte important și am zis neapărat să facem clipul ăsta ca să vă spunem direct, unul la unul. Gândesc, dar în 2 ani fac și un film.
ce am făcut filmul ăsta, cât bani am băgat, pe ce au mers banii ăștia și cât am făcut profit, pentru că mă iesc asta să gândește toată lumea. Știți că de 8 ani de zile noi facem clipuri pe internet, în fiecare săptămână minim un clip, indiferent ce s-a întâmplat, că a fost pandemie și am fost închiși în casă, indiferent că am plecat 3 săptămâni în concediu, orice a fost, noi în fiecare săptămână am postat clip. Au fost probabil de 6 luni în care n-am avut niciun contract, am făcut în oare clipuri, pentru că probabil bine știți, noi vrem să facem clipuri ca să vă bine dispunem. De asemenea, au fost și luni în care în fiecare săptămână a fost un clip reclamă. Pentru că noi, indiferent ce se întâmplă, clipurile le facem. Că apare un sponsor sau nu, asta este secundar. Noi am devenit tot mai bun datorită vouă. Pentru că fiecare clip, la fiecare clip, facem festivalul cu case de pariuri. Noi am zis pas pentru că nu credem în chestiile astea. Respect! Bravo! Also, coaie, reclamele, deci reclamele din filmul Team Building. Doamne Dumnezeule, mă arată atât de penal integrate. Menul au avut ca sponsor ce au avut Napolact și erau oamenii la în team building, gen pe terasă, gen la munte, pe terasă, și erau cu sticlele de bere și cu iaurtul de băut Napolact pe masă fiecare. Asta odată, a doua oară reclamă la Vlad Casino în mijlocul filmului. Ceva. De asemenea, farmacii și medicamente. Am zis pas, și aici sunt o grămadă de bani. Bravo. Din ce cauză? Eu cred personal că dacă tu auzi produsul la televizor din 10 reclame, 6 la medicamente. Dacă tu tot auzi acolo de medicamente, la un moment dat eu cred că ți induce starea aia de nașpa și începi să te simți bolnav și de asta ajungi să cumperi. Da, și brandul Hygienium care face asta, dezinfectante, la fel integrat în filmul Team Building. Noi acum nu judecăm dacă eu sunt nebun sau am dreptate. Ideea e că eu... Bă, sincer, bravo, Bucoaie. Sincer, Mircea, bravo, respect, respectele mele. Chiar așa e, exact cum zice. Că sunt o cârcă de bani și o cârcă de... de sponsor din toate zonele astea, de cazinouri, de țigări, de farmacii, la ala care vin și spun pe masă cât ai face pe 18 campanii și de cele mai multe ori e greu să refuzi, mai ales pentru un influencer care din asta își face banii din contracte cu brandurile. Chiar bazat, respectele mele, sincer acum. Eu cred în chestia asta și de asta noi nu facem reclame la medicamente. Și vreau să mai menționez o categorie de sponsor și anume criptomodelele și tot felul de cursuri de făcut bani. Bă, n-am avut cum fel să vă recomand vouă, nu din cauza că nu-s bune. Pentru că nu știu. Și apoi, cum să vă zic eu vouă să vă băgați bani? Mi-ar fi rușine. Mi-e rușine să vă zic să vă băgați bani într-o chestie pe care eu nu știu și poate îi țapă. Mi-a fost jenă și să vă zic să ne faci niște tricouri. Bă, dați bani ca să vă luați un tricou cu mine. Mi-e rușine. Nu zic că e rău, dar eu n-am putut face... Respect, de-a... bravo, simt exact același lucru. Adică, mă rog, pe lângă că simt același lucru de rușine, mă rog. Dar foarte bazat cu aia, sincer, acum. Bravo, Mircea, bravo. Bă, asta e toată rușinea. Acum noi ne plângem de milă, Doamne ferește, noi ne suntem foarte fericiți cu ceea ce facem, ne merge bine și... Ca să înțelegeți cât de penală este toată zona asta de reclame la criptomonede, la proiecte NFT, la... Bă, și casino și la ala, îmi trimit mie, gen eu primesc odată la câteva zile pe mail oferte de-astea, de criptomonede, de casino, de la la la... Adică they don't even care cine le face reclamă, vor doar să apară, să le apară brandurile și proiectele și whatever. Nici nu le pasă, gen, ce are lumea de zis despre ele. Din punct de vedere financiar, dar cred că era important să stabilim și să ne înțelegeți și voi cum avem noi raportul ăsta cu banii. Și acum să vă răspund ce... Da, bă, se pare că oamenii la Cluj chiar sunt altfel. Ce e cel mai important? De ce am făcut filmul ăsta? Ei bine, în primul rând am făcut filmul ăsta pentru că în momentul în care faci un clip și bine, îi spui lumea pentru 2-3 minute, te simți bine. E normal că apare gândul, bă, dar ce tare ar fi să facem o chestie de o oră jumate în care oamenii se simtă bine și mai mult să le dai o stare mai puternică. Pentru că e clar că într-o oră jumate tu poți să le dai niște sentimente mai puternice oamenilor decât într-un clipuleț scurt de 2 minute jumate, 3. Suplimentar, noi cred că relația noastră specială cu voi, prin care noi comunicăm tot timpul și ne spune săptămânal ce-i tare, ce nu-i tare, feedback-ul ăsta e foarte valoros și cumva ne legitimează că noi să fim în măsură să facem un film. Și trei la mână, adevărul că în momentul în care voi ne scrieți, bă, sunteți tari, bă, avem o mare încredere în noi. Că vă spunem sincer, pe parcursul ăsta, până am făcut filmul, au fost o grămadă de oameni care au zis, bă, tu arăt, mă, voi acasă, vă faceți filmă. Adică au fost foarte mulți oameni care au încercat să ne taie. Dar din... cum a mers în cinema ochi? Cum se numea? Ah, Mirciulică.
Dar nu știi când a apărut, când e cu a apărut. $1.772.000. Holy fuck. 71 de cinemauri la deschidere. Bravo, coe. Ce să zic? Bravo lui. Credere, să ne facă să renunțăm. Am avut și momente, e sincer. Care e comparația gen cu team building? Yeah. Team building. $5 million a făcut team building. 5 milioane. Amin, da, nu știu, intuiesc că având în vedere că și-a făcut el producția, cred că rata de profit e mai mare la el. Amărg. Și Tim Milnic așa a avut, cred că, record atunci când a ieșit. Dar pentru că mergeam, făceam un clip și ziceam, bă, dar noi știm să facem clipuri de 3 minute, într-adevăr. Dar măcar avem un know-how, avem niște experiență, ne-au făcut să mergem mai departe. Proiectul Mirciulic a început în ianuarie 2020, când 5 oameni din echipa de creație am mers la o cabană și am stat timp de 3 zile până a apărut o idee, o structură cât de cât. După care, în fiecare săptămână, vinerea, la birou timp de 2-3 luni, am mai scris la scenariu până s-a scris în aprilie, l-am avut gata, în 3 luni. Știu că sunt mulți care lucrează la un scenariu ani de zile. Noi avem norocul pentru că suntem o echipă mare și de-aia dacă unul are niște idei și au pe arătură, se zic, bă, man, nu e ok. Și s-a scris foarte... Deci Romina a făcut... A făcut doar în... Când s-a lansat? 6 ianuarie, suntem în 16. Ah, ba nu, a făcut doar între 6 și 8 ianuarie, doar când s-a lansat. Deci doar la lansare a făcut 1.414.000. Repede. După ce am văzut... Bă, că ăștia bani, nu căcat! Am zis, bă, nu, acum căutăm un sponsor și la fix. Cum să nu avem noi sponsor? Noi avem o grandă de contract, toată lumea ne caută. Ei bine, am abordat toți oamenii cu care am colaborat și au, păi, ok, ce faceți voi, dar noi vrem clipul, nu prea suntem cu filme. Filme? Aia, ăștia fac filme. Și ne-am trezit că nu avem finanțare. Din urmă ne-am gândit cât poate să coste un film. Atunci a fost prima oară când ne-am pus întrebările astea. Cea mare surpriză a fost că singurii care au fost deschiși spre o colaborare să ne dea bani au fost un casino online. Și atunci am avut niște procese și niște momente de gândire. Bă, nu, ne facem cu casino online sau nu facem? Și nu, până la urmă am zis pas. Asta este. Și ne-am dat seama că e un... Respect. Sincer, respect. E mai grea treaba cu filmul, că trebuie să ne finanțăm. Și a fost prima oară când ne-am gândit la bani și am început să facem niște calcule. Cât ne costă și cât bani putem face din treaba asta? A, și ce? Și l-a finanțat singur? Asta. Ne-am dat seama că oricât de șmecher am fi noi și am face clipuri virale, nimeni nu vine la noi să zică, bă, Vasile Mircea, bravo, nu n-a 200.000 de euro să faceți film. Nu, ne-am dat seama că dacă vrem să facem film, cam noi trebuie să punem banii, noi trebuie să fim producători, să contactăm echipă de sunet, de imagine, cu actori și cu tot. Nu, gen, noi suntem artiștii, eu sunt actorul, Cristi este regizorul, noi suntem în actul creației, vă ocupați voi. Nu, noi trebuie să punem și automat puteam făcut și anumite compromisuri la anumite capitole. Primul lucru care ne-a dat seama e că e important sunetul, mai ales fiind o comedie, trebuie să înțeleagă ce zici și știm că asta e o problemă generală la multe filme. Multe filme la care o să mergeți în cinema și poate nu se înțelege tot. Și am zis, bă, vrem sunetul să fie blană. Am vorbit cu echipă, cea mai bună echipă, și am spus, bă, vă costă câteva zeci de mii de euro. Am sunetul? Da, sunetul. M-am vrut să vedem cât poate face un film. Am luat un film care mie îmi place mult și vi-l recomand și vă, se numește Un pas în urma Serafimilor. No, filmul ăla a avut 40.000 de intrări și acolo pe site scrie că a avut încasări de $110.000. $110.000 așa la limită, să zic, frumos. Ca după aia să aflu că din aia $110.000 și dacă intrați pe Cinemagia sau pe orice box office, să știți că sunt banii care sunt casați de cinema. E bine, de acolo cam două treimi merg spre cinema și spre o mulțime de taxe ale statului care trebuie plătite, rămâne numai o treime. Ei bine, treimea aia
nu numai pentru tine care faci filmul, știi, gen noi Bravo, Bravo Films, ne-am făcut o firmă. Noi trebuie să împărțim suma respectivă cu distribuitorul, pentru că tu după ce ai un film, tu trebuie să-l dai la cineva care să-ți-l bagi în cinema și să-ți facă și promovarea filmului. Și atunci dacă faci niște calcule, din 110.000 de euro dă nașpa, știi? Și atunci nici cum nu dădea bine la cât trebuia să băgăm și cât am fi putut scoate. Filmul ăsta, un pas în urma Serafinilor, era al doilea cel mai vizionat film din România în 2017, cu 40.000 de intrări. Numai ca idee, noi când am început să ne apucăm de film, cred că nu erau 10 filme care au peste 100.000 de intrări în cinema. Era enorm. Și atunci noi probabil vă gândiți, bine mă, dar tu ai comunitate, că ai mii de like-uri la clipuri. Da, normal. Dar noi am avut în mintea noastră gândul, bă, poate facem filmul și nu vine nimeni. Poate e gol. Știu că, bă, ce proști ăștia, bă, gata, oamenii nu vine. Și-au crezut că merge cineva la ei. Că nu, am mai să fie sincer, una e să dai like și vă apreciem pentru asta. Și una e efortul pe care l-ați făcut voi, că ați mers și ați alocat o oră jumate din viața voastră ca să vedeți un film. Și pentru asta vă mulțumim. Atunci am avut niște decizii și am zis, bă, mai facem sau nu mai facem? Că matematic nu dădea bine nici cum. Bă, a zis foarte bine Paul aici, dacă scoate personajul Haurențiu din vloguri, sincer, îmi vine să mă duc să-i dau bani retroactiv. Știi, odată că nu s-a asociat cu toate jegurile de cazinouri și de pula aia și a doua oară că pare că a făcut asta cu mânuțele lui. Atunci am avut o discuție cu Chris, am zis, bă, man, mai facem filmul sau mai facem, că mai bine stăm noi liniștiți pe sketch-urile noastre și gata. Păi și-am luat o decizie, probabil oarecum inconștient, oarecum pe pasiune, am zis, bă, asta este, orice ar fi, noi facem, mergem înainte, câți bani avem din firmă îi dăm, cheltuielile o să tot apară pe parcurs și în momentul în care mai avem, luăm un împrumut, dacă ajungem boschetar, asta, și numai că n-am ajungeam niciodată boschetar, dar în capul tău, când bagi, știi că te bagi 100 și ceva de mii de euro, te panichezi un pic, știi, bă, dacă ajung boschetar, asta e. Vă spun sincer că anul trecut eram necăsătorit și mai ușor să te gândești că devii boschetar. După ce ești căsătorit, apar frici mai mari, dar vreau să zic că am mers înainte orice ar fi. Ce s-a întâmplat ulterior e că înainte de film am avut 3 luni magice în care am făcut ce mai mulți bani pe care am făcut noi vreodată. A fost ceva magic, pot spune așa, că nu ne-am așteptat la treaba asta. Că exact suma când ne-am gândit noi că ne trebuie la film. Bineînțeles că nu ne-a trebuit atât, că ne-a trebuit mai mult. Pentru că o să vedeți la un film tot timpul, bă, vrei și de aia, că o să arate mai bine. Bă, dar cât costă? Bă, vreo 5.000 de euro. Bă, las că nu mere cu așa. Bă, vrei și din aia. Și noi am făcut niște compromisuri la filmul ăsta. Am făcut niște compromisuri la lumini, am făcut niște compromisuri la scenografie, la multe capitole, dar am încercat să nu facem un compromis la poveste. Dar vreau să vă spun că oricând o să faci un film, dacă... Box office knowledge here, cu cât stă un film mai mult în cinema, cu cât mai... atât mai mulți bani se duc la cinema, un studio gen Disney ia 70% din profitul din bilete în primele 2-3 săptămâni și după scade. Prin săptămâna 10 cinemaul ia 70% și dacă e lansat internațional câștigi și mai puțin pe el. Ok. Că-l faci pe banii tăi, va trebui să faci compromisuri. Sună rău. Maică mi-a fost un micciulică de două ochi. Tu compromis, dar e un compromis inteligent pentru că vrei să faci un film. Era primul nostru film. Și ce ne-am dat seama în luna august anul trecut când am filmat filmul ăsta, e că asta ne place, asta vrem să facem. Eu vreau să fiu actor, Cristi vrea să fie regizor și am descoperit o echipă de actori care toți erau super pasionați și am atras în jurul nostru niște oameni care nu au fost extraordinar de plătiți, nu mă înțelegeți greșit, toți au fost plătiți, dar clar că a fost un proiect de suflet, în oameni care poate nu au mai făcut film, bă, vreau să fac film alături de voi. Și până la urmă, filmul ăsta e rezultatul muncii oamenilor ăstora care au dat ce au avut mai bun din ei. No, și în septembrie anul trecut am zis, bani, terminat cu filmul, ne-am pus banii, suntem bine. Și până la că nu e chiar așa, că de acum există multe alte costuri pentru postproducție, pentru muzică, pentru colorizare, montaj, dacă vrei să iasă ca lumea, că deja era copilul tău și când e copilul tău, mă, trebuie și aia. Păi da, vrei să arate mai bine? Da, cât se poate, bineînțeles. Și ne-am trezit că, din nou vreau să punctez că nu a fost o afacere de la început, ne-am trezit că avem filmul, dar nu putea să intre în cinema. Ne trebuia un distribuitor. Am mers la mai mulți distribuitori, ne-am arătat filmul, zis, bă, e fain ce ați făcut, e simpatic, tot respectul, să eram niște copii care se prosteau, dar voi mai mult de 30.000 de intrări n-aveți cum să faceți. Cum 30.000? Că noi zicem 200.000. Bă, sunteți nebun, 200.000, dar au fost cu 4 filme până acum după Revoluție, 200.000. Cum să faceți 200.000? Păi nu, că noi asta vrem. Din nou, impulsionați de comentariile voastre, zicea, bă, sunteți cei mai tari, merg la filmul vostru, așa mai departe. Am zis, bă, asta este, noi credem, mergem mai departe. Și ne-am dat seama, singura soluție era să ne facem noi casa noastră de distribuție. Pentru că în luna respectivă ne-am dat seama că noi vrem să facem filme. Și indiferent ce se întâmplă, dacă filmul ăla o să fie un fail total mirciulică sau nu, noi și anul următor să facem film și tot asta vrem să facem pe termen lung. Și atunci ne-am dat seama că cel mai bine este să facem și o casă de distribuție, să ne distribuim noi filmele, pentru că mai bine să ai experiență din 2022 decât din 2027. Pentru că asta au firmele de distribuție, experiență. Și noi am fost dispuși, chiar dacă dăm niște gherle, să ne facem oarecare experiență. Ca firmă de distribuție, trebuie să te ocupi de
Mi se pare foarte interesant. Habar n-am nimic din cum funcționează lanțul ăsta de zi, după ce se termină filmul. Funcția filmului se aruncă în cea și de promovarea acestuia, da? Pentru că știți că în capitalism totul e promovare. Dacă nu auzi nimeni de film, degeaba, poate să fie cel mai bun film. Și așa se întâmplă cu multe filme bune, care mulți văd, au avut 3000 de intrări. Cum pui mei? Pentru că nu au avut reclamă. Suma pe care am băgat-o în distribuția și promovarea filmului e cam jumate din cât am băgat deja în film. Nu zicem aici că am pus noi pe pagina noastră și am promovat cât am putut de tare. Nu! Panouri prin oraș, reclamă la radio, reclamă online, unde am știut, unde am putut, unde ne-a zis lumea câte un sfat sau altul, noi am încercat să facem în măsura în care ne-am permis în bugetul ăsta. Normal că dacă am fi avut mai mult bani, cred că am fi investit mai mult, pentru că deja eram foarte mândri de filmul nostru și vreau să-l vadă cât mai multă lume, să avem feedback, ca în viitor să facem filme din ce în ce mai bune. Ce s-a întâmplat după aia în cinema? A fost ceva care sincer, ca să fiu, nu fiu ipocrit, ne-a surprins și pe noi. Man, când am văzut în primul weekend că erau cozi la cinema pentru filmul tău, bă, îi un sentiment, vă spun sincer. Adică una e să stai acasă, de cineva un like, și una e să vină omul și să stea acolo și să se bucure timp de o oră jumate. Noi am mers într-un turneu prin țară, am încercat să mergem în cât mai multe orașe, ne cerem scuze pentru orașele în care n-am ajuns, din cauza că fizic n-am putut, dar am luat pulsul oamenilor. Am văzut unde au prins mai, niște glume mai bine într-o zonă sau în altă zonă. Oribil mai sunteți în popor. A făcut și el 1 milion și acum se filmează în zona de business sau orașului. N-a făcut 1 milion, stai liniștit. Ce le-a plăcut mai mult oamenilor, am stat unul la unul, probabil am vorbit cu 1000 de oameni în cele 2 săptămâni când am fost în turneu prin țară și a fost senzațional. Mexi, super meu. Asta vrem să facem și deja ne gândim, eu hai să apară următorul film, pentru că între timp am filmat multe pe bani, vreau să apară să-l vadă și ăsta, să se bucure și de el. Dar sunt niște etape care trebuie respectate, probabil nuntă pe bani, următorul film pe care deja l-am filmat o să apară la anul în octombrie, pentru că sunt niște treburi. Este montaj, este colorizare, este o muzică faină. Deci toate chestiile astea ca să vă oferim vouă cel mai bun produs. Suntem conștienți că la Mirciulică mai sunt multe lucruri de îmbunătățit pe care și noi ne le dăm seama acum, dar ideea e că trebuie să-l facem primul ca să ne dăm. Ia uite-l pe Mircea, bravo, mamă! Bă, sincer, joc să stai, mi se pare fantastic la Mircea Bravo, care are atât de mult succes la oameni în vârstă. Și lui bunica mai place de el. Dar gen, n-am auzit pe nimeni gen de vârsta mea care să zică e șmecher rău Mircea Bravo, dar cumva la oamenii gen, nu știu, 30... De fapt, nu știu dacă oameni trecuți de zi, de omul care îi zice că stă pe YouTube. Și cumva mi se pare că n-are sens, tocmai pentru că gen, nu e un om de TV, adică nu-l vezi la TV, e doar pe YouTube, nu știu. Și că zicea și aici o cărcă de lume, păi maica mea e fana lui, maica mea să-ți dă 2 ori și așa mai departe. Am seama de treaba asta, dar nu pot spune că nu sunt mândru. Îmi place filmul Mirciulică, m-aș de foarte multe erori la el, are chestii de bun simț, are valori și asta vrem să comunicăm pe termen lung, știi? Niște valori sănătoase. Cum probabil vă gândiți că gen, man, cum valori sănătoase, că în clip se înjură. O să vedeți că la cinema scrie că e nerecomandat. Da, asta e problema. Valorile sănătoase ar trebui să scoți personajul Haurențiu. La personajul sub 15 ani, eu am făcut mai multe clipuri în care am menționat chestia respectivă. Chiar dacă pe online noi facem clipuri fără jurături, pentru noi a fost un efort mare să ieșim în cinema. A fost o ieșire din zona de confort. Ca să ieși din zona de confort, ne-am dorit mult să fie un film bun. Un film care să fie logic, să nu fie cringe. E foarte ușor în umor să fii cringe. Vă spun sincer, poate par de multe ori cringe pentru că îmi dau o sentință, dar poate nu ajung la nivelul care trebuie. Ei bine, ca să fie un film logic, o trebuie poate în anumite momente să folosim în jurături. Dacă era o situație tensionată, ne era frică, nu zicem, ei, vai de mine, ce s-a întâmplat? În loc de puii mei, știi? Că aia e natural. El e dovada vie că dacă vrei și lupți, poți să te muți mai aproape de centrul Clujului. Ca să zicem, normal că poți să faci film și fără înjurături. Sunt de acord cu chestia asta. Asta ne dorim pe termen lung, să facem filme pentru toate categoriile de vârstă care să transmită niște valori sănătoase. Dar pentru nostru, primul nostru film era mult prea greu. În contextul în care vreau să facem un film bun, un film logic, care să comunice niște valori sănătoase, dar aceeași timp să aibă nici înjurături. Ce vreau să vă spun e că la anul, Nuntă pe bani, este un film clean din punctul ăsta de vedere, nu are nicio înjurătură, nu are nimica și așa că vă așteptăm cu toată familia. Și acum, ca să nu filmă un clip... Faptul că nu a avut case de pariuri ca sponsor mă face să caut Mirciulică pe Filelist. Dar cum de n-a apărut, pe Netflix? Să urmează să apară? Mirciulică a ieșit înainte lui Team Building, nu? E pe Netflix? Ok. Mă și miram. Bine, frate, hai că o să mă uit și eu.
clickbait nesimțit, trebuie să vă răspund câți bani am făcut din film. Ei bine, noi acum ne apropiem de 300.000 de intrări în cinema, mai exact 285.000 în momentul ăsta când vorbesc eu. Trebuie să calculați că noi avem, din toată suma mare care merge la cinema după ce scădem pe toți, un euro și un pic pentru fiecare intrare. Așa că oficial putem spune că ne-am scos banii, suntem... Da, cam atâta intuiam și eu că au făcut. ...pe un ușor profit, dar ce vreau să menționez cu profitul ăsta, nu e un profit pe care noi nu ne-am scos banii, doamne, îți mulțumesc că n-am la țapă, nu mai are să băgăm în criptomonede sau în imobiliare. Nu, deci sunt bani pe care să avem să investim în următoarele proiecte. Și cu cât o să avem încasări mai mari de la un film, cu atât putem investi o sumă mai mare în următorul proiect. Acum nu vreau să ipocrit, nu zic, ce fac, bag direct. Nu asta zic. Zic că în momentul în care o să vină banii ăștia, nu zic, o să vină cea să zică, bă, mai bine bagi imobiliare și o să câștigi mult mai mult, dublu. Nu, man, mie asta îmi place să fac. Nu, a apărut pe Netflix, apare pe 1 februarie, dar au fost astea care au zis că a apărut. Marco. Vrem să facem filme pentru oameni, cu timp o să devenim din ce în ce mai bun și n-ai cum să mă convins să nu-mi bag banii în treaba aia. Așa că orice om care merge în cinema, pe noi automat ne susține și vrem să vă mulțumim. Noi am băgat câteva zeci de mii de euro gen în sunet, pentru că sunetul trebuie să fie potrivit pentru o sală de cinema. A, nu poți să dai watch, doar remind me. Aha, ok, deci apare pe 1 februarie, am înțeles. Pentru că e o atmosferă mult mai faină în cinema și acum înțelegeți că nu vă chem la cinema ca să vă fac eu bani sau ceva. În momentul în care mergi la cinema și vezi filmul, e ca și când mergi pe stadion la un meci sau mergi la un spectacol, la un cântăreț, în loc să-l asculti pe YouTube. E o atmosferă, îți râdeți tot la mai multă lume la un loc și automat se creează o energie mult. Să-l puteți vedea, încercăm să... Da, sunt foarte mulțumit de rezultatul filmului, nu ne-aș... Mă rog, interesant. Interesant și respectele mele pentru asta cu pariuri și medicamente, chiar dacă și asta e o... Adică bănesc că și asta e tot pentru marketing, dar foarte bine, sincer, respect. Și aș flexa cu chestia asta în acest climat economic. Dacă te-a zis el că ai investit 200 de mii sau că te-a zis că ai investit el din banii lui? A zis că ai investit cam 300.000? Păi a zis că a făcut profit 280.000 și că a făcut un ușor profit, deci n-are cum să... Vă salut la birou timp de 2-3 luni. Tu mai ales fiind o comedie, se procese și niște momente de gândire. Bă, ne facem cu Casino Online sau nu facem? Și până la urmă am zis... Pa. Bine, dar și eu țin minte că a zis cam 100.000 sau ceva la modul. 100 și ceva de mii, ceva la modul. Tot cu post-producție și distribuție 250.000. Pe distribuție am înțeles că a făcut el. Mă rog, ok, bine. Da, și am înțeles 100 și ceva de mii. Mă rog. Aici sunt un podcast, parcă că a ajuns la 300.000. A zis că a avut un ușor profit. Ok, fuck it. Ok, bine. Dacă tot suntem la Mircea Bravo, deschisesem și video-ul ăsta cu el cu imobiliare, cum arată o casă de 2,5 milioane de euro în București. Atenție! Ne invadează ardelenii! Ne invadează ardelenii! Duceți-vă la voi acasă! Duceți-vă la voi acasă! Trebuie să inventăm și noi un termen pentru cum au ei vinituri, pentru bucureștenii veniți în Cluj, trebuie să inventăm și noi un termen pentru pentru ardelenii veniți în București. Sincer. Hai să vedem! Vă salut, oameni frumoși! Astăzi vreau să vă prezint o casă de vis. Cred că toți visăm la un moment dat să avem o proprietate care să aibă de toate. Să aibă piscină, să aibă o grămadă de spațiu, să fie luxoasă și mai mult de atât să fie cumva și retrasă ca o moșie. Noi astăzi ne suntem lângă București, la Balotești. Chiar în dreapta este o pădure, o lizieră, să zic așa, iar în stânga avem proprietatea. Vreau să vi-l prezint pe Răzvan. Te salut, Răzvan! Salut, salut! Salut, dragilor! Răzvan e prietenul meu și el are și o agenție imobiliară Rema și l-a rugat, Răzvan, ne-ar plăcea să filmăm la o casă tare din București, spectaculoasă, cred că oamenilor le-ar plăcea chestia asta. Da, așa e. Vreau să completez, noi avem o rețea de agenții imobiliare, suntem vreo 80 în țară, în București avem vreo 30. S-au activat ardelenii în chat! S-au activat ardelenii. No!
No, dar cum zici tu de mine? Rar pleacă ardelenii în București, serios. De obicei, bucureștenii vin și lasă bani în zonele turistice ardelenești. Vă pupăm pe portofel și sunăm să vă ridice mașinile parcate prost. Doamne, ăștia o mândrie în ei. Ăștia o mândrie în ei atât de nejustificată de absolut nimica. Noi, smart city. Vreo 450 de agenți. Orso, că... zonele turistice din Ardeal, tu fiind clujan. Ce zone turistice, tată? Ce zone turistice ai în jurul Clujului, că n-am înțeles? Zonele turistice? Care turism? Unde se face turism? Unde se face turism gen în afară? Adică de la Brașov în sus, unde se face turism exact? Ha, la Antold! La Antold și la Electric! Ăla-i. Ăla-i tu. Da, corect. Salina de la Turg, da? Corect. Salina de la Turg, da? Ok. Ok, I can give you that. Turism. Și acum vine vreun timișorean de la actually, Timișoara este capitala culturală europeană, so că am ales astăzi să lucrăm cu colega mea Sorana. Bună Sorana ziua, bună Kramer, ziua dragilor. Salut Sorana. Este unul dintre cei mai renumiți și productivi agenți din Remax, probabil chiar din țară, și are această casă în portofoliu. Are această casă în portofoliu, da. O casă la vânzare. Sorana se ocupă la modul exclusiv de promovarea și vânzarea ei. Și în general te ocupi cu case așa mai spectaculoase, mai scumpe? Da, în general lucrez proprietăți destul de scumpe, dar am, să zic, competențe și pe partea industrială și partea de investiție. Da, printre altele, Sorana este agent Remax Collection, care este un brand de proprietăți de lux. Vreau să menționez că atât de mare, încât acolo este o... Chioșc. Un chioșc în care trebuie să fie un portar. Deci tu dacă îți cumperi asta, din start ai un angajat. Sau doi, că trebuie să fie în două. Inclus, da. Și un pachet. Păi ai văzut că Iași este capitala eSports 2023? Știam că e capitala foamei 2023, nu eSports. Mi-ai dat un link prost. Dă-i tu link-ul bun. Da, no. Mi-ar plăcea, Sorana, să dăm o tură, dacă e ok și pentru tine. E perfect, haide să vedem curtea, grădina de vară, piscina, crama și tot ce trebuie să vedem. Nu că... Ce ăsta e? Doresc Sibiu Slender. Nu că bucureștenilor răstora obosiți, le place în Sibiu, nu avem ce vorbi cu ei, dar eu sunt de acord, fac propaganda anti-Sibiu de fiecare dată când e menționat. Păi, ce să zic? Toată lumea... Ștefan! Bine ai revenit, omule! Asta intră pe stream, dă și el 10 gifted, nu se simte bine altfel. Mulțumesc foarte mult, Ștefan, 9303 pentru 10 gifted. Dați-i șervețele la ochi, eu nu mai am. Sărut mâna foarte mult, Ștefan, mulțumesc. Toată lumea face mișto de Cluj pentru că și de Cluj și de Timișoara, tocmai pentru că stația oameni mândri și care fac tot felul de... Mai țineți minte pe ăla de-mi citat din Hitler că sunt bucureștean? Timișoreanul ăla. Tocmai mândria aia e funny. De ce nu face nimeni caterinca asta cu moldovenii? Sau cu, până, nu știu, orice alt oraș, cu oltenii, cu whatever. Tocmai că e mândria la Cluj... Păi la Cluj. Și de asta zic că în Sibiu, adică nu, adică n-am văzut niciodată un om din Sibiu care să zică, Doamne, Sibiu e capitala lumii, dacă s-ar putea, e cel mai tare. Adică și n-am văzut pe nimeni să zică chestia asta. Oricum ar fi penal să zică chestia asta, că e gen, e un kilometru pătrat de oraș frumos și în rest arată ca Buzău. Din Brașov n-am văzut niciodată pe nimeni să flexeze, deși Brașovul mi se pare cu 3 clase peste Cluj și n-am văzut pe nimeni să zică, Doamne, la Brașov te caci în sus, domnule, la Brașov. Adică tocmai asta e funny, tocmai mândria asta nejustificată. Noi avem autobuz electric, ok. Bine. Suntem în interior, mă rog, nu suntem în interior, suntem în interiorul proprietății. Da. Așa, suntem în curte, chiar aici este casa, dar o lăsăm ca și o cireașă de pe tort mai la final, pentru că o să descoperim pe dată curtea, grădina, pădurea, granița. Din prima avem aici o zonă
Plănesc exact. Au copii mici, proprietarii. Și o pisică. Și o pisică. Deci mergem la grădina de vară, da? Exact. Intrăm acum în zona de bucătărie de vară, spui, nu? Exact, da. Deci asta e o casă de 2,5 milioane de euro care are mobilier de la Segafredo? Care are mobilier de la de cafenea? Da, zice că e așa un fel de pergolă, că e mai mare. Exact. Deci dacă e mai mare, e pergolă. Și asta cred că e foarte mare, cam ce nu râdeți de Aragaz, că Aragazul e de la Vitanj. Undeva în jur de 60 de metri pătrați, poate puțin mai mult. Este o bucătărie exterioară, complet echipată și utilată, are zonă de grill. Alex, DLM98, mulțumesc de 5 gifted. Sărut mâinile. Uite că e mobilier de la Segafredo. Mulțumesc foarte mult, Alex. Adina, mulțumesc 24 de luni. Cu aragaz, tot ce trebuie pentru... Și sobă, vă dați, exact, sobă de exact, wow, exact, se exact. Se poate folosi, da, se poate folosi și iarna, pentru că se poate închide și se poate și încălzi. La noi, de exemplu, în familia mea cu părinții mei, taimea tot timpul face chestii cu ulei și pe maică o deranjează că îi murdărește plita și așa mai departe. Cred că dacă familia mea stă aici, asta ar fi bucătăria lui Taigo. Du-te, fă ceafa aici, eu fac broccoli în casă, la fel. Arată perfect, ai acolo poți să-ți faci mici grătarul. Exact. Sobă cu plită. Cuptor clasic cu lemne. Exact. Aici mai că ar merge să faci o pizza pe cu siguranță, cred că... Am luat metrou, am mers două stații și am ajuns în cealaltă parte a casei, la zona de piscină. Avem aici o piscină care e destul de generoasă, adică... S-a urcat mic și am făcut prima oară în metrou, let's go. Poți dimineața să ieși să faci câteva ture și să se pună că e mișcare, nu-i bălăceală. Și foarte mult spațiu. Și în spate, ce avem aici? Aici avem o zonă de depozitare în față pentru șezlonguri pe timp de iarnă. Deci, și magazie așa, da? Pentru piscină, știi? Exact. Clar, și avem și un duș cu baie. Da. Pentru piscină. Exact. Și spate garaje și anexe. Deci dacă vii cu prieteni la piscină, nu mai intri până în casă să faci duș. Faci duș aici frumos, după te pui frumos la soare. Și garajul, da? Exact. Da. Haideți să vizităm garajul și am o surpriză pentru voi. Avem și o cramă. Cramă? Wow, da, pentru doritorii de vin avem și o cramă. E fain la cramă că-s multe vinuri și apoi dacă e unul, nu se simte. Femeia are 3 vinuri în cramă, are 200, știi? Și ăsta e garajul, unde e loc pentru două mașini, nu poți să zic orice mașini, nu? Dacă tot îți e casă. Ah, ok. Da, județul Cluj este Catalunia noastră. Este țara bascilor a noastră. Abia aștept. Sincer, dacă ne mai adâncim mult în recesiune, sunt gen 100% sigur că o să apară mișcări de ardeleni care zic, doamne, noi trebuie să ne desprindem de Muntenia. Noi trebuie să ne desprindem de toți sudiștii ăștia săraci, de moldoveni, trebuie să ne desprindem. Că noi aici avem un powerhouse economic. Powerhouse-ul, două orașe care fac bani. Stai garajul, unde e loc pentru două mașini, nu poți să zic orice mașini, nu? Dacă tot îți e casa asta. Și aici, întâmplător, avem un Ferrari. Un mic Ferrari, da, o mică surpriză. Să știi că nu intră, adică nu intră în pachetul de vânzare. Nu. Okay. O să promitem, dacă s-a spus la final că ție și cât costă toată casa, care nu include mașina. Ferrariul ăsta, că ăsta nu știu acum cât costă mașina asta. O să apară, deja există mai gai, există o chestie numită Liga Bănățeană, care vrea asta. Unsurprisingly, au adiacențe cu noua dreaptă. Wow. Liga Bănățeană, gen vrea doar Timișoara să fie gen un ținut autonom? Gen o să ne prefacem că Timișoara face bani? Mă rog, adică face bani față de Bacău, dar... Liga Bănățeană. Sorry, dar sună ca ceva făcut de Mihail Neamțu. Vor gen Timișoara, Orșova, Banatul Istoric... Oltenia din Orșova be like, așa, suntem bănățești. Liga Bănățeană Burger la fotbal. Liga Bănățeană Fruity Fresh. Tare cu aia.
200? 200.000? Okay. Bun, și ăsta e tot filmul. Când vii acasă, după zi în care ai muncit, parchezi. Deci, da, am Ferrari, să nu uit că stare. Și pe aia ești frumos afară. A, piscină, da, am piscină. Și am acasă, ce tare. Bă, chiar îți bine zi. Adică, cumva, chiar dacă poate ai stat în trafic sau ceva, în București tot te simți bine. Am reușit să intrăm și în cramă, unde nu-i numai vin, că e și un raft de... Whisky. De rom. Single malt, da. Dar ce-au făcut? Au dat spargeri aici înainte să plece, au lăsat cei mai prost? Că e și un raft de whisky, de rom, single malt, da. E și un... Ok, hai să rostuim băuturile acestui om. Cramă, e maximum o cămară, sincer. Ok, are un Hennessy, dar nu știu dacă e ăla scump sau ăla clasic, dar e în sticlă mare. Asta cred că sunt alea românești. Aici brandul Glenfiddich. La cel mai ieftin single malt. Ginul Beefeater. Ok, dacă vă place vouă. Un raft de... Whisky. De... Avem un Contro. Lichior de portocale. Rom. Single. Da, e Hennessy de la de săraci. Ferrari, un par care își bei Hennessy de la de săraci, mă rog. Da, coniace. Și chestii mai scumpe care nu le știu încă de numirea. Și îmi place, nu știu, așa e. Măi, dar e gol. Ăștia au luat tot înainte să plece, man. În cramă, eu îmi imaginam un loc în care vinurile și le iei, dar aici este și o masă, de obicei. Este și o masă, da. Servești masa aici, am timp. Doamne, este absolut oribil și îmi dă... Zici că sunt la pușcărie. Arată absolut oribil. Da. Acolo, după câte văd eu, sunt niște vinuri cu vechime. Cine, când vreodată stai în beci la masa asta lungă? Adică, ok, stai în beci să deguși două vinuri, ok, am înțeles, dar ce faci? Stai cu familia aici? Vezi că ai Jim Beam, rege. Exact. Cam ca bunica noastră, știi? Dar cum ți-ai dat seama că e vechi? Am văzut că sunt foarte prăfuite și dopu cerat, da. Nu știu. No, asta e o cameră interesantă, știi? Adică mi-ar plăcea să am și eu... Aici stau Guștinel cu Nea Ilie și plănuiesc planurile ocultii mondiale. Ceva, știi, e o evadare. Dacă există discuție, poate cu partenera, vii și testezi un pic, faci pe somnul. Nu știu, ascunzi. Mircea Bravo a folosit cuvântul partenera. Mircea Bravo e woke, prieten dragi. Vui niște vinuri. Da. Deci, clar, grădina e generoasă și sunt multe plante pe aici și mă gândesc că trebuie un grădinar. Da, da. Sunt da. Peste 2000 de metri de teren. Ăla-i work-ul lui Gnea Guștinel. 2000 de metri de teren, avem 2000 pe partea aceasta plus partea de garaj. Deci... A doua le-a angajat după portar, acum grădinar. Da. Oricum, dacă ești, nu ești între betoane, că ești tot în păduri, deci exact. Aer curat și afară. O locație arată într-un fel iarna, vara mai adaugi 2-3 puncte. Da, cred că vara e super cu toată verdeața asta, pădurea... Și partea de peisagistică și iluminat. Și... Haideți acum să intrăm, ce am uitat să vă spun și cred că este un detaliu super important. Casa a fost gândită de un arhitect celebru, ea a fost de un birou de arhitectură celebru și a fost și premiată. Băi, nu mă ofens, dar arată ca o clădire de birouri. Nu știu ce arhitect celebru a lucrat aici, dar zici că e o clădire de birouri. Partea de fațadă, după cum vedeți, fațadă ventilată. Exact, și după cum vedeți, este are un element spectaculos aici, acel luminator. Exact, care vara reflectă lumina. E spectacol, dorești să te mint? Absolut spectaculos. Am intrat înăuntru, primul indicat. Măi, un birou, what the fuck? Adică arată ca un birou pe din afară de un birou și pe dinăuntru. Uși de sticlă. Adică bine, da, eu știu, e probabil de-aia făcută în 2004, cu ce era cool în 2004. Dar e penal. Ceea ce o veste foarte bună, că afară era un pic frig. Și văd că este ca o sală de așteptare, adică vii aici, te dai jos. Da, ca o sală de așteptare de la corporație, exact, da. Papucii exact. Și... Îți pui pantofi acolo? Ce faceți cu ei? Faceți gai la stadiu Apanova? Dacă dorești, okay. Da? Și intrăm. Ce putem să observăm la casă este faptul că e foarte înaltă. Da. Da? Da, cred că este undeva la 5 metri plus. Exact. Este și mai Pep Guardiola. Exact, iar Răzvan e o persoană înaltă. Da. Așa, și este foarte luminoasă. O să vedeți, pardoseala iarăși. Și simte un căzire în pardoseală. Da, exact. Și avem și parte de ventilă convectoare care formează o perdea de căldură ca să nu se simtă. Da. Haideți înăuntru. Totul pregătit de Crăciun. Da.
Exact. No, fii atent aici. Atmosfera de Crăciun. Wow. Deci casa... Totuși nu înțeleg ceva, de ce se chinuie oamenii ăștia să facă prezentarea unei case de 3 milioane de euro când oamenii care stau pe YouTube au maximum banii lui Chifoi, adică ce oameni stau pe YouTube și se uită la paguba asta de casă și chiar o cumpără numai datorită lui Merciulică? Bă, mai multe chestii, că e win-win, pentru că Mircea Brabo își face content, ei își pun casa filmată profi pe internet și, ba da, ce are? Oamenii cu bani poate să găsească casa asta sau chiar dacă nu o găsesc. Adică tu ajungi la 100.000 de oameni, dar doesn't fucking matter. Că trebuie să, adică dacă ajungi la aia 3 din 100.000, e win-win. Aia 3 care... Da, oamenii bogați, da, oamenii bogați n-au internet. Adică cred că asta e appeal-ul, faptul că îi face un tur relativ profi și că poți să-i arăți la bogătașul care e interesat, ia uite coaie în loc să-i dai link-ul la video decât să-i dai anunțul de pe imobiliare. Casa e pe un singur nivel. Exact, nu? În care am separată foarte bine zona de zi, care este aici cu bucătărie, deci cu zona de dining, bucătărie. Dar oricum, Sorin, mi se pare mega extra ultra penal 2,5 milioane de euro pentru răgălia asta de casă. Baie, sală de sport, zonă tehnică, iar în partea din partea din stânga... Nu apelează la interior designers pentru că nu vor, că sunt fix genul de oameni care cred că ei știu mai bine. Sunt fix genul ăla de, știi, soțul multimilionar din afaceri cu statul și stă nevasta acasă și se uită pe Pinterest și știe ea mai bine cum să amenajează pe aici. Ăsta e cazul la mare majoritatea caselor de genul ăsta. De-aia arată toate penal, de-aia au toate parchet ăsta super funny. Pardon. De-aia au toate covoarele prea mici. Aia au aer condiționat pus ampulea, da, că nu vor, nu că nu-și permit să, sau că nu știu că ar putea să iau un designer de interior, nu vor, că știe mai bine. Și dacă iau, oricum, designer de interior îl iei, că trebuie să-l iei ca să-ți facă roz de toate astea, dar îi zic, nu, faci ca mine, îi zic lola, faci ca mine. Și așa ajungi cu două aer condiționate. Andu Scafandru, mulțumesc de 5 Gifted, sărut mâinile, apreciez. Da, bine, efectiv arată ca o corporație. Care este asta, doamne, iartă? Avem zona de dormitoare exclusiv, adică este separată în totalitate. Nu, exact. Ideea e că se iau de eco pentru că e mare, e înaltă, cât e numai living-ul? Ce-ți păi ăsta cred că are 90 de metri pătrați. Da, cred că 100, cam 100 de metri pătrați. Și cât metri cubi, că e și înaltă. Da. Deci da. 90 ori 5, 450 de metri cubi. Păi îți faci o casă din atalem, mă gândesc. Nu, bineînțeles, la... O asemenea cameră trebuie și un televizor mare, că dacă te uiți aici nu poți să-ți iei din alea dacă e televizorul mic. Acum să te gândești la un hotel, avem televizor din ăla, trebuie să mă uit așa cu... Îți tragi scaunul exact, lângă. Exact. Direct lângă living este camera asta. Doamne, cât de penal arată coaie. Doamne, cât de penal arată. Vai de mine și de mine, cât de penal arată. Și îmi place că au luat aerul ăsta condiționat cu Klimt și a bătut atât de tare soarele pe el că s-a decolorat Klimtul. Un dining înseamnă unde iei masa, nu? Unde iei masa în modul oficial. Așa. Exact. Dar nu înțeleg, când îți faci căsoiul ăsta, cum nu-ți faci zi de aia sistem de la de ventilație și de căldură? Că, adică aici pare că e. Pare că e, dar o fi doar de căldură, nu știu. Cum de nu-ți bași aerul condiționatul pe aici? Dining înseamnă unde iei masa, nu? Unde iei masa în modul oficial, aș exact. Computa eu. Exact. Pentru că și în bucătărie este un alt loc de luat masă pentru familie. Și atunci exact. Este un cadru mai festiv. Da. Ok? Strict pentru... Aici sunt colindătorii. Exact. Vin colindătorii, pui frumos aia, noi ducem în bucătărie, tu ai făcut nu știu ce. E genul acela de bucătărie pe care... Vai de capul meu. Vai de mine. Măi, cât de urât poate să-și facă unii oameni casele. Dar, păi, știi ceva? Dacă lor le-a plăcut, cine suntem noi? Cine suntem noi? Dar e mega funny. E mega funny să-mi cer 2,5 milioane de euro pe o casă care trebuie luată de la zero, să mai bagi 200 de mii în ea.
Luată de la zero pentru standardele din ziua de azi, mă refer. Că, na, adică poate găsești pe cineva care îi place asta mozaic cu alb-negru. Care mi l-aș dori eu, cu geam, unde... Da, cu vederea la grădina. Exact, unde când tai legumele, văd grădina, nu? Da. Complet. Da, sunt sigur că tu o să tai legumele aici. Ce-mi place asta, că e... Sunt sigur că îți vei lua o casă de 2,5 milioane de euro și o să tai tu să tai legumele. Exact, utilată complet, s-a... da. Inclusiv zonă de vinuri. Toată echipa, a, da. A, nu te mai duci până la cramă, știi? Trebuie să ai o crămuță și lângă tine aici, aici e crămuță, știi? Intrăm într-o cameră specială. Și anume, camera în care ar trebui să faci mișcare. Exact. Și vreau să menționez o chestie. Eu mi-am cumpărat o bicicletă cu 6 milioane, nu, a fost 3 milioane și 600. Și de două săptămâni tot m-am chinuit la ea, că am dat banii pe ea. Păi când îți faci o cameră pentru sport, de rușine că ai investit, tu te ții de sport. Da, trebuie să... Că dacă, cumva... Trebuie să alergi, trebuie și să... Și vedeți ce aparate performante avem aici. Uite, da. Tehnogin. Wow. Da? Da. Răzante, știi? Pare da, marginul care ai aici. Nu. Exact. Ușor. Tot timpul mă surprinde forța mea. Da, alăși pe bă, dar n-am știut. Bă, n-am știut. Ia să luăm calm. Ușor că e ridici l-o sta praful pe aici. Genul meu? Aici se intră în living, nu? Se poate intra și acces separat în living, adică nu vrei să treci, nu vrei să treci prin zona de dining pe la Musafir, intri direct aici. Asta e o intrare secretă, să nu mai ziceți la alții, deci, da, știi și te uiți. Ăsta testă la televizor, hai mă. Doamne, ușile astea de sticlă. La sală, bă, da, lasă și te zici și trage aici. Avem și o baie pentru cei care fac sală, care musai trebuie să aibă un cântar. Că de-aia, no, până la urmă trebuie să te monitorizezi frumos aici. Ai venit, ai făcut treaba și ești ok, nu ai contact cu restul, cu living-ul sau cu bucătăria. Am trecut de cealaltă parte a living-ului. Măi, cum arată această casă ca o corporație? Mi se pare fantastic. Mi se pare efectiv fantastic cum arată ca o corporație. Și cum nu merge nimica cu nimica. Adică de la cel mai micuț detaliu, nu merge nimic cu nimic. Parchetul ăsta care se termină, începe o gresie cu aspect de... Înțeleg. Chestia asta de sticlă. Iar ce tare cum s-au de ecou, că e mare. Da. Dacă dincolo era geam prin care se putea vedea în dining sau în bucătărie, aici e zona de dormitor. De noapte. Zona de dormitor cu ușă de sticlă. Oh. Oh. 2,5 milioane de euro, by the way. Zona de noapte. Tare, zona de zi, zona de noapte. Exact. Mișto și e o sticlă mată. Da. Și... Multă lumină. Asta putem să remarcăm. Avem un tablou de sticlă, după cum vedeți. Și e un culoar unde văd că sunt multe camere, deci încă o să mai doreze video un pic. Da, vorbim de o familie mare aici. Exact. Un dormitor, haideți că se poate intra. Îmi place, pentru că e un dormitor în care îmi vine să mă pun, să mă culc. Știi? Adică nu... Mircea, bravo, încercând foarte tare să vândă această casă oribilă. Hai să mă pun în pat, să mă mai uit pe la televizor, așa și într-adevăr nu este televizor. Doamne, măi, efectiv, măi, nu merge nimica cu nimica. Este un șifonier galben. Măi, nu merge nimica cu nimica. Aici. Fiecare dormitor are baia lui. Baie proprie. Exact. Haideți să intrăm și în baie, da, dacă vreți. Deci un duș în care puteam pune o vană, că tot mai rămâne loc pentru duș. Exact. Se poate vedea aici. Adică aici se poate face duș, nu numai, știi cum ziceam, ministru, 2, 3, aici se poate 6. Aici, exact. Haideți toți. Hai, facem economie, aici, nu? Deci acum suntem într-un birou. Birou tare. Răzvan, de ce oamenii tare au glob la birou? Bă, ca să viseze mai bine, exact, știi? Ca să spună... Cred că te inspiră, știi, să vezi lumea asta. Mie îmi place foarte mult ideea asta de călătorit. Doamne, acest small talk, acel small talk îl ador atât de tare. Îl ador atât de tare, acest small talk în care gen, nu se zice nimica, dar trebuie să umplem acest video, să nu pare doar că ne plimbăm și că nu zicem nimica. I love it so much. Asta mi inspiră. Deci gen, am atât, am mai mult încă atât, știi. Și am văzut că jalozele astea sunt, cum se numesc, electrice sau care. Da, da, exact, da, exact. Am ajuns în dormitorul... Matrimonial. Cum se numesc, electrice sau care. Da, exact. Tapetul, vă rog, exact. Eu. Am ajuns în dormitorul... A, nu e tapet, e perdea. A, e perdea de Petroșani, mă scuzați. E perdea de Petroșani, șmecher. Imperial, nu știu. Master bed. Doamne, pereții negri complet. Măi, nu se... De pașcani, pardon, da, de pașcani. Măi, nu se poate așa ceva. Ce e asta, mă, frățioare? Cine v-a lucrat aici, mă, nene? V-ați lucrat voi singuri. Bedroom. Master bedroom. Da.
care are vedere către piscină. Avem a, nu e negru, e maro, e maro cu, cu dungulițe. O baie foarte mare și cu un dressing cu intrare din ambele părți. Ok. Am înțeles că sunt foarte multe dormitoare, nu le punem pe toate? Avem și... cam, da, avem 5 dormitoare plus un birou și mai avem și o zonă, încă un, încă un dormitor și o baie în partea bucătăriei care poate să fie utilizat de o persoană care locuiește și... Ursu, de ce avem calorifer dacă aveau, știi ce? De în casă. Sau de bunica. Da, da, sau cineva din familie. Da, da. No, am stricat, arăta bine înainte, da. Asta este smart și se poate seta temperatura, se pot face diferite scenarii și diferite setări. Și, și de exemplu, că e problema asta, femeia vrea mai cald, băiatul vrea mai rece. Dacă știi că femeia e dincolo, l-a pus pe 26. Iar vin, vin, exact, da, poate? Da, da, fiecare cameră poate să seteze temperatura. Da. Acum că vă setați temperatura care cum pleacă, da, da. Da. Și acum fete în dressing cât e. Horatiu, mă vezi aici? Ah, fuck! Covorul ăla. Covorul. I love this. Să faci dressing-ul de mare, atât ți-l umpli. Dacă ți-l faci, atât ți-l umpli. Dacă ți-l faci, atât ți-l umpli. Hai că avem încă o baie interesantă. O baie cu... Of, parfumurile în baie, dragi prieteni. Uite, un amuaj. Cinstit. Două camere. Asta e prima cameră. Asta e baia atât de mare că nu ajunge. Asta e zona de zi. Și e a doua cameră. Zona de... Și stai cu trei camere, de fapt. Asta are și saună. Și avem și duș. Păi, asta e un apartament, baia asta. Asta e duș. Bă, o saună mi-aș face și eu în casă, n-ați vă mint. O saună mi-aș face și eu în casă. Nu, asta e zona de dressing. Dușul e aici, cu perdea. Și aici este un acces cu zona de dressing. După ce că e mare, o să mai pus și oglinda asta și pare mai mult spațiu. Da, arată totul absolut oribil. Am revenit în living. Măi, e la corporații, măi, ești la corpă, ești, într-un, ești în lobby unui hotel. Candelabru ăla. Ai dita candelabru cu... Că asta mă fascinează cum este... E stilul eclectic neintenționat. E stil eclectic, neintenționat. Ai candelabru și canapelele astea foarte poș, foarte foarte Art Nouveau, dacă doriți. Mă rog, Sanchi, da? Ați înțeles? Și por mai uși de sticlă, ăsta, șemineu sau ce e învelit în sticlă, parchetul ăsta de corporație. Pentru momentul adevărului, adică bineînțeles că... Ce mid-century visați, mă nene? Ce mid, nu e nimic mid-century aici. Vrem, suntem curioși și cu puțină frică, vreau să te întreb cât costă, care este prețul acestui imobil? Baroc, așa, baroc căutam. Prețul de listare este la 2.490. 490? Ți-a lăsat 10.000 de euro de la ea. Este un preț, să zicem, corect, care reflectă calitatea construcției și, da, și până la urmă calitatea investiției. Calitatea ce exact? Adică de construcție, nu știu, dar cum arată în interior, pare că trebuie să mai bag încă pe atâta să iau parchetul ăla. Să... De fapt, bă, știi ce? Știi ce? Oamenii bogați oricum n-au gusturi, deci probabil cine o să se mute aici o să-i placă. Completez, cred că e foarte simplu de evaluat, având în vedere că avem o suprafață generoasă de teren, o construcție pe un singur nivel, iarăși cu exact. O amprentă extrem de generoasă, cu o volumetrie de excepție, având exact. Înălțimea. Exact. Și până la urmă, doar prin valoarea de înlocuire, n-avem cum să nu ajungem acolo. Corect, nu? Corect, corect, corect. No, ideea e că eu n-am bani, știi? Eu nu iau, cum v-am zis. Nu, no, e clar pentru o familie. Numeroasă, exact. Undeva 3-4 copii, poate chiar și mai mult. Sau puteți veni cu un copil și vă apucați de treabă și asta e o motivare. Da, mai ales că vin sărbătorile. Absolut, absolut. O să lăsăm și un link cu toată propria. Eu nu înțeleg de ce ai dat 2,5 milioane pe asta când îți iei vilă sfârșitul de secol 19 pe Dacia cu 1,5 milioane de euro și mai pui 1 milion de euro și o faci tiplă și ai spațiu în casă la fel de mult, dar pare că aș sta mai mult într-o de-asta veche de banii ăștia. N-ai atâta spațiu. În alea vechi n-ai atâta spațiu niciodată. Și nici n-ai cine știe ce tehnologizare și whatever. Dar răspunsul e pentru că ești sărac și prost.
aia vila frumoasă de pe Dacia de la 1890 nu este în Pipera. Săracule care ești. Nu e, nu în Pipera, e, nici măcar nu e în Pipera, e spre aeroport încolo. Că ești sărac, aia e răspunsul. Că ești sărac și n-ai, te gândești prea mult la ce e frumos și prea puțin la ce înseamnă să fii bogat. Bogat înseamnă să ai o sfragerie de 100 de metri pătrați. Ce ești așa prost? Da, îi îmbalotești așa, da. Proprietatea exact. În cazul în care sunteți miliardar, vă mulțumesc că mă urmăriți, mă urmăresc. Dar nu, este... e, nu e penal prețul, e penal prețul. Dar să vindea a fost ambasada Americii cu, cu cât era, 4 milioane de euro. E penal prețul. Miliardar care urmăresc da. Pe Mircea Brava, am auzit. Sau poate aveți un prieten miliardar să îi dați să mai departe. Răzvan, mulțumesc mult pentru casa asta, a fost foarte mișto. Și ca să spun sincer, mi-am dat seama că dacă pică faza cu online-ul, când mai merge, eu cred că aș fi foarte bun ca agent. Cu YouTube-ul? Da, tu ce da, zici, ești mai bine ca agent imobiliar, aș zice eu, știi? Da. Adică nu ai șef, da. Nu ai nici parteneri, asociați, ești singur, ești un antreprenor adevărat. Pe urmă, să faci programul cum vrei și știi ce? Ok, concept. Hai să mințim clujenii că șmecherii stau în afara Bucureștiului și după ce se mută toți în tunari, demolăm șoseaua și izolăm acolo. Poți să câștigi foarte mulți bani. Adică sunt foarte mulți... din spectrul ăsta al profesiilor liberale care ar fi invidioși pe cei mai buni agenții noștri. Am înțeles. Sunt oameni care au venit în alte domenii și s-au mutat care. Da, sunt mulți oameni și care au venit. Și face asta employer branding aici. Da, guys, veniți să vă angajați la Remax. Din așa de multe domenii, noi preferăm oameni care vin din afara industriei astea de real estate. Da, efectiv, boschit aici în fața casei. Îi ajutăm foarte repede cu programele noastre educaționale să-i convertim în niște agenți foarte buni. Iar piața, mai ales aici în București și în împrejurimi, în da, Cluj sau în orașele mari, ai văzut și tu că bubuie, nu? Deci București deodată mi se pare imens, deci cred că sunt o grămadă de case de astea așa... Da, bani. E plin, sunt case foarte frumoase și în interiorul orașului, din alea istorice. De asta ca să înțelegeți, pentru cine din București, asta este într-o zonă destul de proastă. Adică cumva zona bună e văzută ca fiind asta din nordul București. De fapt, da, bine, nu știu, cred că și asta intră acolo. Dar Balotești, nu știu, e așa, nu e... Mi se pare că zona asta a fost un boom la, nu știu, în 2000-2010 și pe urmă n-a mai făcut nimeni nimic acolo. Ai, nu e câmp, că ești destul de aproape de București, dar, nu știu, tot e penal, 2,5 milioane de euro. În afară, cum am văzut-o pe asta... care e spectaculoasă în felul ei, și multe alte proprietăți, nu numai din zona rezidențială, sunt birouri, sunt terenuri, sunt foarte multe investiții. Și de asta un agent imobiliar bun, cum noi avem mulți și cum te-am vrea pe tine, cred că ar face o treabă bună. Nu? Am înțeles. Până acum am lucrat două zile la Remax, am făcut clipurile cu Aurențiu, dar cine știe în viitor. Îți mulțumesc mult, Răzvan. Fain, Mircea. Țineți aproape și spuneți în ce vă plăcut cea mai mult la casa asta. Și oricine în afară de tine vrea să fie un agent imobiliar, să intre pe remax.ro. Dar e, adică mă așteptam să intri mai în detalii la cum e, nu știu, ce are pe sub ea, când a fost construită, nu știu, eram curios. ~2000 de metri pătrați, ce construiți? 700 de metri pătrați, 6 dormitoare. Anul finisării 2022, poftim. An construcție 2009. Ce înseamnă anul finisării? Ce înseamnă anul finisării? Au dat cu var. Ce au finisat, mă, nene? Efectiv, au dat cu var, asta zice, nu? 2009, atât de... De fapt, bine, da, e fix moda aia de 2000... Nici asta nu era cool în 2009, dar în 2006 era cool. Asta ce au ăștia pe aici. Doamne Dumnezeu! Ce e asta? Ăsta e alt tip de gresie aici? Ăsta e alt tip de gresie aici? What? Why? Doamne, dar mi se pare absolut oribile toate întrerupătoarele și prizele astea gri metalizat. Scaunele astea. Să mă bată mama.
A, terenul e 2000. A, nu e în Balotești. A, nu e în Balotești, e în Dumbrăveni. Bun. Da, frate, știi ce? Sunt sigur că o să dea. Sunt sigur că nu o să stați cu ea 4 ani. Ia, comentarii. Wow, de când căutam o casă ca asta? Pomană curată, mersi Mircea. Zilele trecute mă gândeam cum să fac să cheltui 2500 de euro pe nimic. Efectiv. Cum să vinzi o casă scumpă pe care nu o cumpără nimeni? Simplu, faci vlog cu Mircea, dar vă dați seama că stă casa aia de luni de zile și nu e nimeni interesat, nu? Măi, efectiv, într-o asemenea casă nu prea văd să trăiască acei oameni fericiți. Efectiv. Straight the fuck up. Măi, dar e bătaie de joc, man. Adică oricine care are cel mai mic gust pentru tot ce înseamnă design interior și astea, păi aia vrei să o rasc cu totul, man. Aia gen, efectiv, eu dacă aș avea banii să cumpăr aia, eu a doua zi aș decoperta totul, man. Gresie, faianță, toată mobila dată afară, adică doar aia te mai costă 200.000 de euro, lejer. Mă rog. De fapt, e puțin 200 de euro, probabil mai mult la ce prețuri sunt acum. Pui niște nuci, îți scoți banii. Doamne Teodecu. Cine are 2,5 milioane de dat pe o casă, nu-și face direct alta? Păi, poate sunt oameni care n-au chef să stea să-și facă alta. Păi, știi? Dănuț, ce mobilă iei tu, man, cu 200.000? Vezi că ai 600 de metri sau cât era de metri pătrați. Ai 6 dormitoare, sărăcie de om care ești. Că nu ți-e de la dedeman dacă te-ai mutat în vilă de 2,5 milioane, sărăcie eu. Sunt curios ce zici de asta. Vilă lux, 5 camere, Corbeanca, 590.000 de euro, 320 de metri pătrați. Le place mult Gresia în suprafețele de locuit. Le place mult la bogătaș Gresia, for some reason. Gresie, Gresie, multă Gresie. We love Gresie. Marmură, Gresie, tot aia. Uite ce ziceam cu baroc. Le place mult asta, baroc și Gresie. Arată mai bine decât aia, pentru că probabil este mai nouă și renovată mai recent sau făcută mai recent. Uite, n-au oamenii bogați nu au gusturi, man. Oamenii bogați nu au gusturi. Oamenii bogați habar n-au cum să facă o casă locuibilă. Paturile rotunde poate să fie frumoase. Dar așa, man, ce e asta, mă, frățioare? Oglinda cu diamante. Ăsta, covorul pufos de mult prea mic pentru orice. Noptierele astea din textil. Doamne iartă-mă. Patul Oreo, efectiv patul Oreo. Măi, n-au gusturi și refuză să lucreze cu designer de interior.
Bine, oricum, asta e mult mai salvabilă decât cealaltă. Atât de 15 mai salvabilă decât cealaltă. Da, Doamne, iartă. Și ești mai aproape de București decât ai la altă. Dar, sincer, aș da oricând, mai, aș da oricând 600.000 de euro pe asta în locul... în locul alei la alte. Gen, dacă cealaltă casă mi-o dă la 1 milion, mai bine o iau pe asta la 600.000. 2000, da, uite, 2017. De-aia pare mai salvabilă, că e făcută mai recent. Dar nu e ce înșe ce spațiu, nu știu dacă ați văzut. Adică îți fură ochii cu zona asta, dar în rest nu e cine știe ce spațiu. Gen, bucătăria e înghesuită, e bine că ai terasă. Dar sus, cât ai? 2 dormitoare? 1? A, nu zice că 5 ai. Da, ok, nu le-a pozat pe toate. Sunt curios cum arată o casă faină în viziunea ta, Fire. Depinde ce înseamnă o casă faină. Pe mine nu mă interesează casele, îmi plac apartamentele. Dar, nu știu, vrei să intrăm pe Pinterest să-ți arăt? Da, auzi, fii atent. Bunul gust și ce-ți place și cum să trăiești este la latitudinea fiecăruia. Dar sunt niște chestii care sunt evident că te fac să te simți ca un căcat într-o casă. Cum ar fi să n-ai deloc textile, cum îi zice, chestii care să facă un spațiu cozy. Faptul că ai grestie și faianță în zona de relaxare acasă, cum este sufrageria. Faptul că ai gresie și tapet care imită faianța și e totul rece și te simte de la o poștă că e rece. Nu este relaxant, nu este... Adică să știi, sunt niște chestii care, come on, ți le zici orice design de interior, indiferent ce gusturi ai tu. Că e, că, adică că poți să găsești frumusețe în absolut orice... trend, ce bese mintea cuiva, pentru că dacă lucrezi cu un designer de interior și lași pe designerul de interior să zică cum o să fie mai bine la final, prim, cu preferințele tale, da, că ăla te întreabă ce vrei, vrei aia, ok, o integrăm, vrei și aia la altă, ok, o integrăm, dacă vrei și aia, eu nu-ți recomand, că nu mai intră să nu știu ce. Și dacă asculți un designer de interior, la final, poate să iasă ceva frumos, oricât de crazy, oricât de multă, ca să zică, poate să iasă și cu, și cu gresie pe jos în sfragerie frumos. Hai că vă arăt pe Pinterest dacă vreți, dar facem o pauză de pipi înainte. Pauză de pipi, revenim în 5 minute. Ce să vă pun? Vă pun ea, faceți o horă. Faceți o horă repede. Mă lasă să dau o piesă. Hai, zi. Dar și plătești 30% din valoarea casei la designer. Cine face așa ceva? Măi, Dănuți, ești ultimul, băi, ești ultimul copil prostaj, recu. 30%? 30%? Știi, mă enervează cel mai tare la... Ian Șasteca Perfect Recover, ce asta? Și mă enervează cel mai tare la Dănuț, că e clar că el e un om de 30 de ani. Și că nu, că nu e un copil, că gen am vorbit cu el, dar gen efectiv se comportă și scrie și are informații unui copil de 17 ani. 30%? Până nu te duce capul că n-are cum? 30%? Tu te auzi cu aia ce vorbești? 30%? Gen la o casă de 1 milion de euro tu dai 300.000 de euro la arhitect, ești prost? Da, zicem că ai 16 ani, că zici că ai 16 ani în pună. Asterix, mulțumesc. Cum pun pauză la live să mănânc niște salam? Uite, pun eu acum și mănânci repede salam. Am primit, nu știu dacă ați observat, am primit de la Bușu și de la Cupar aici două viniluri de la formația Albatros. Și asta am mai primit de la Bușu. Nu focalizăm că e pe auto. Așa, ce vreau să vă arăt? Ce case îmi plac mie? Nu știu, stai să văd dacă sunt logat pe Pinterest.
Nu cred că sunt. Nu știu ce user am. Cum să facem? Stai așa. Tranja care o să vă arăt pe Pinterest. Stați așa. Care îi plac casele în stil californian, da, aș trebui cu dănuț. Da, nu, sunt amestecate, că am și printuri, am și... Stați așa două secunde. Că facem o chestie. Astea sunt publice, oare? Două secunde. Bam, 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 bam. Ai așa, ai așa. Am niște chestii confidențiale pe aici și puțin scaft să vă arăt. N-ați fămit. Dar hai, nu fie, caut eu și vă arăt. Eu personal sunt fan. Eu personal sunt fan al stilului Alpha Kenny Body 777777. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Apreciez. Dați-i șervețele acestui om să rămână. Se citește 7. Alpha Kenny Body 777. Mulțumesc. Eu sunt fan al stilului, exact cum a zis Sabina, mid-century eclectic. Mid-century eclectic, adică... Vă dau niște exemple de living-uri. Tip. Concept. Concept. Știi? Concept. 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 Zona asta. Foarte colorat, foarte prăjit. Multe tablouri, tablouașe, mult textil peste tot. Căci este cozy. Antonia, mersi de 15 luni. Concept. You know? Nu foarte mult în zona aia de maximalism, că nici aia nu-mi place foarte tare. Dar stai că astea nu sunt ale mele. Dar zona asta mi place. Zona asta îmi place. Gen. Like idea. Și mai îmi plac toate chestiile de genul ăsta. Bine, asta e too much, dar așa, like idea. Gen cu forme geometrice și toate cele. Baie, concept. Maximalism cu un pic de kitsch, da, și cu un pic de mid-century, ideal. Da, mai, adică nici eu nu sunt 100% convins pe ceva specific, adică îmi plac mai multe stiluri, că na, adică e evident că sunt stiluri diferite pe aici, dar da, cam asta este zona care îmi place mie. Dar e ok să nu fie gen zona asta în casele la care mă uit și astea.
Dar asta îmi place mie personal. Gen, știi? Chestii mid-century combinate cu chestii relativ moderne. N-a poftim. Plante multe, iarăși. N-a poftim. Uite, nivelul de coziness. Like idea, nivelul de coziness. Și știi, și nici nu sunt piese cine știe ce scumpe. Adică poți să ți le faci relativ lejer. Mă rog, problema e cu piesele mid-century, că la noi baftă să găsești mid-century mișto. Exact ce zice cineva aici. De unde recomand să vânezi mobilă în stil mid-century? Mi se pare că sunt multe chestii în stilul ăsta care se făceau și în Europa de Est, mai ales în Iugoslavia, că la noi nu toți bunicii aveau mobilă mișto, dar multe au ajuns super deteriorate. Da, nu prea. Nu prea, pentru că v-am mai zis că îmi fac apartamentul încet încet și nu-i combinați, nu prea găsești decât dacă stai original să le vânezi de pe alt de OLX și toate astea, să le recondiționezi, să le retapițezi, să le la. Lucruri care eu personal n-am răbdare. N-a poftim. Da, multă lumină indirectă. Cam asta îmi place mie, așa, overall. Da. Asta e un mid-century, mai mid-century. O știu mai pe aici. Ah, era spins ideea. Facem stream cu Cătălin Moise. Teoretic, pe la finalul ianuarie, practic, vedem, vă anunț. Facem stream, am vorbit deja. Nu știu exact când, dar facem. Ia dați-mi 2 secunde, vreau să fac ceva. Se vede aroganța. Cam regres pe chip, mulțumesc. Mid-century se poate combina ok cu accesorii Art Deco. N-am absolut nicio idee, nu mă pricep. Dar cred că teoretic se poate combina cu orice dacă ai un designer de interior, dacă te pricepi. Nu am să te mint. 2 secunde. Iată. Adi Enciu, mexer 16 pe luni. Daria Barbu, mulțumesc de 25. Vreau să mă uit la... Ați văzut dacă a fost micuțul la Denis Rifai? Chiar vreau să văd, dar am văzut că nu e pe YouTube încă. Nu e pe YouTube, sunt 2 scene mici. Dar chiar dacă voiam să mă uit, da, voiam să mă uit la ăsta lui Mikey H despre Tate. Voiam să mă uit la ăsta lui despre Tate, dar în același timp voiam să mă uit la documentarul de la Vice despre Tate, care este foarte bun, are 45 de minute. Și nu uităm asta seară. Nu știu dacă să le cuplăm. Ce e asta? Acolo de pescuit. Într-un
Vasul de toaletă din casa Oanei Zăvoreanu este... A, ne-am uitat la ăsta, îl știu, da. Vice ce? Chat, am o micuță urgență, de-aia mă tot uitam pe telefon. Mă așteptați pe mine 2 minute? Iertați-mă. Da, deci vreau să mă uit la ăla cu Tate, dar nu ne uităm astă seară, că nu stau până târziu, dar ne uităm mâine. Vreau să fac asta cu poveștile de la masa de Crăciun, că nu mai... Deci să faci cu primăvară. Mai țin de când ai povestit faza cu datele, Good Old Times, trebuie să repovestești neapărat at some point, pretty please, it was too funny. Deci ne uităm la documentarul ăla și ne uităm la Mikey cu videoul lui în engleză. Mă, nu m-am uitat, că am vrut să mă uit cu voi, dar are un video: as a Romanian, I am pissed off by Andrew Tate. Same. Absolutely same. Și gen așa. Say, as a Romanian, I'm pretty pissed off about this Andrew Tate character. Let me explain. First of all, mă uit. Se face Crăciunul viitor, da, le ținem pentru Crăciunul viitor. Lasă cum Crăciun mai e. Bun, hai chat, spuneți bună ziua la YouTube. Bună ziua YouTube, dați și voi like și dați și voi un comentariu în care să ne spuneți opiniile dumneavoastră despre aceste povești de Crăciun. Suntem puțin întârziați din cauza faptului că am adunat mai greu aceste povestioare, dar am cerut oamenilor să ne trimită conversații și discuții și dezbateri de la mesele de Crăciun din familie. Pentru că nu e așa, când te duci acasă de Crăciun înapoi la familia extinsă, este imposibil, nu e așa, să ai o ceartă, să ai o dezbatere, să ai ceva aprins cu, nu știu, vreun unchi beat, vreo mămică, nu știu cum, și așa mai departe. Și am vrut să vedem... Să vedem aceste povești de la oameni, acestea fiind se poftă bună. Haideți să vedem și să încep. Asta e că trebuie să aranjez astea. 2 secunde să facem frumos aici. Imediat. Bam, bam, bam. Asta așa, asta așa. Bam, bam, bam. Ia o ce frumos v-am pus. E? Bun, hai să începem cu... Hai să începem cu o poveste de la Bușu, ca de obicei. Bună seara, Silviu, bună seara, chat. Astăzi voi împărtăși cu voi un mic miracol de Crăciun. Ok, următoarea poveste are nevoie de niște context. Eu sunt absolvent al liceului de artă Victor Brauner, Piatra Neamț, bun liceu ăsta, am auzit de el, unde am frecventat secția de muzică la chitară clasică și pian. Liceurile vocaționale sunt puțin mai diferite. Spre exemplu, la fiecare început de semestru, ca la orice liceu, se împărțea orarul pentru fiecare clasă. La noi era diferit, pentru că după împărțirea orarului cu programa de cultură generală, trebuia să ne facem propriul orar cu orele de muzică. Ok, zic că e șomer, omule. Aici pentru mine intervenea o problemă. Când vedeam acolo trecut pe foaie joi, ora 12, LB română, ora 13, educație fizică și restul zilei liber, nu mai îmi venea să pun nicio oră în plus și pur și simplu să chiulez la toate orele de muzică. Understandable. Așa că asta am și început să fac. Eu eram și în trupa de teatru de la liceul Petru Rareș, de unde mă știu cu Zăbălog. Și aveam și o trupă de metale și cumva nu îi deranja atât de tare că lipseam de la orele de muzică, profi știind că am activități music related. Înțelegerea asta tacită funcționa atât timp cât mă duceam la câteva ore cât să-mi învăț piesele pentru examen. Trebuia să dau examen la instrumente ca să-mi poată încheia mediile. Și mai erau câteva discipline unde trebuia să am un număr de prezențe ca să poată spune profesorii că m-au trecut prin materie. O astfel de disciplină era teoria muzicii, pe care o uram din suflet. La teoria muzicii ți se dădea un portativ cu câteva note pe care trebuia să faci citire. Asta însemna că trebuia cu o mână să ții ritmul în timp ce cântai pe gură toate notele de pe portativ.
Era oribil pentru că îmi scăpa vocea de adolescent la fiecare două note cântate și pentru că trebuia să fac asta în fața întregii clase de colegi. Da, și eu am urât asta la orele de muzică din clasa 5-a. N-am înțeles niciodată care... ok. Așa că am decis unilateral că n-am să merg la teorie muzicală deloc. Iarna a venit și profii deja se pregăteau să ne încheie mediile pentru primul semestru. Deriga deja am tot zicea că doamna profesoară vrea să mă lase corijent pentru că am doar absențe semestrul ăsta și că trebuie să merg să vorbesc cu ea dacă vreau să-mi încheie media. Gândul de a merge să discut cu această femeie îmi producea atât de multă anxietate pentru că sigur urma să mă guilt tripuiască și să mă mustreze în fața colegilor mei, încât am zis că e mai bine să evit complet această interacțiune și să-mi văd de vacanța de iarnă. Foarte înțelept. Pe 20 decembrie 2008 sau 2009, era în clasa 10 sau 11, încep pregătirile de colindat cu colegii și prietenii mei. Noi ne strângem în fiecare an vreo 10 inși și făceam un mini concert de colinde, vreo 15-20 de minute și mergeam la familie și cunoscuți să facem niște bani de buzunar pentru sărbători. Ok. Pe 23 era prima zi de colinde. Mergeam la toți profesorii noștri să-i colindăm pe moca, iar ei de obicei ne serveau cu niște mâncărică, un vinuț, după care mai stăteam la povești. Fiind în grup și oameni din alte licee, lista profesorilor se lungea destul de tare și, de cele mai multe ori, ne prindea ora 12 noaptea încă pe drumuri. Planul în anul respectiv era să începem cu profii outsider și să terminăm cu diriga mea, proful de română, doamna Dida de logică și domnul Hanganu de sport. După ce cutreierăm toți profii colegilor din alte licee, ajungem la diriga mea. Pentru că am servit un vinuț la fiecare casă, eu eram exact așa în fața ușii. Oh my god. Bușu tânăr cu aie. Wow. Bușu tumefiat de vin fiert. Bun. Pe la dirigă stăm, râdem, glumim, mai servim un paharel după cum se poate vedea în această următoare poză. Frumos erai. Bă, da, să mori Bușu, un bărbat așa frumos. Să ne mori efectiv un bărbat frumos. Bărbat bine. Bărbat bine și frumos cu trăsături de alea de actor. Ia uite-l. Așa, deci după cum se poate vedea în această poză, s-a servit un păhărel. Pornim către domnul profesor Găină, proful meu de română. Acolo suntem serviți cu ceai cu rom, specialitatea profului de română. Nu erați gen minori? Piatra Neamscă, Moldova. Ne punea pe toți în biroul dânsului, care era prea mic pentru 10 oameni, ne aducea o troacă de panci cu rom, ne dădea pahare de unică folosință și de acolo Dumnezeu cu mila. Trecem și pe la doamna Dida, care ne servește ca în fiecare an cu niște vin negru în timp ce ne povestește despre ce a mai făcut fiul dânsei. Foarte cute și wholesome. Și mergem la proful meu de sport. La domnul Hanganu încep să se resimtă toate păhărelele cu care am fost servit de-a lungul zilei. Eu mai mult țipam în loc să cânt, trebuia să stau rezemat de balustrada de pe scara blocului ca să pot cânta la chitară și să și stau în picioare. Băiatul care cânta la tobă o lovea din ce în ce mai tare și tot așa. Proful ne ascultă cu drag după care ne invită în casă. Înăuntru, primul lucru pe care îl facem este să cerem voie la baie. Și mergem toți pe rând să golim rezervorul. A goli rezervorul. După ce ne liniștim, proful ne întreabă cu ce să vă servesc. Am vin, coniac, whisky, un lichior pentru fete? Să spuneți ce beți. Domn profesor, eu am băut toată seara vin, așa că rămân pe vin. Ar fi trebuit să spun, dar eu i-am spus, un coniac, domn profesor! Iau și încep să suc din păhărel și după vreo 5 minute proful vine la mine și de față cu toată lumea mă întreabă, auzi, dar tu mi-ai vomitat în baie? Auzi, bă, ți-ai dat la popoș la mine în baie, mă, frate? M-am rușinat foarte tare și am început să-l convin că nu i-am vomitat în baie și că probabil una din colegii a fost făptuitoarea, mai ales că eu și încă doi băieți am vomitat în spatele blocului înainte să urcăm. Dar asta nu i-am mai zis și profului. Mă rog, depășim momentul, ne îmbrăcăm, ne pregătim să mergem spre ușă, la care proful de sport ne zice, vedeți să mergeți și la profa de teorie muzicală, că m-a sunat și mi-a spus că vă așteaptă. Desigur că în stadiul în care eram, fix asta îmi lipsea. Din păcate n-am putut să mă eschivez pentru că, unu, locuia la gen două blocuri de proful de sport și, doi, tocilarele clasei au început din prima să strige, dar cum, domn profesor, să nu mergem?
sunați-o și spuneți că veni la ea. Scuze, nu erau tocilarele clasei, dar a fost a dick move că au făcut asta. Mergem spre doamna Ciobanu. Așa o chema pe vremea aia, acum nu mai știu cum o cheamă după căsătorie. Mulțumim de aceste informații, Buș. Ajungem în scara blocului, care avea 4 etaje. Fără lift, urcăm pe jos la etajul profei, cred că 2, dar nu mai țin minte. O văd cum ne așteaptă cu ușa deschisă în timp ce urcăm. La poalele scărilor către etajul ei, începem să cântăm, deschide ușa creștine. Our signature move. După am continuat cu un sobru, florile d'albe, un vesel ziurel de ziua. What? Și un memorabil Feliz Navidad la încheiere. Eu în tot acest timp zâmbeam ostentativ către gazde, nu mai țineam minte bine versurile, așa că încercam să nu cânt prea mult sau prea tare. Se termină colindele, fetele se duc și o pup pe profă, cei din celelalte licee fac cunoștință cu ea, ceilalți colegi dau bună seara și intră în casă și îmi vine în minte un singur lucru de făcut. Mă duc la ea, îi dau bună seara, plec capul, îi iau mâna și încep să-i o pup, all while very drunk. Mi-am imaginat ca în desenile animate în scena aia cu Tom și Jerry, cu Tom care face la mâna lui. Așa, în timp ce îi pupam mâna, îi spuneam lucruri de genul: doamna profesoare, iertați-mă, am fost un nemernic, ați fost atât de înțelegătoare cu mine și eu am refuzat de fiecare dată să mă fac serios. Sincer, așa aburam și-o profele, n-am stimit. Nu mai știu dacă plângeam sau nu, dar thinking back, I might have. Oricum, după acest moment stânjenitor, profa a zis că i-a ajuns să mă audă cum colind ca să-mi încheie media și de semestru următor să încep să mă duc, ca dacă nu se supără tare pe mine. Hai, te-ai scos-o la capăt. Nu m-am dus și a trebuit să-i falsifice dirigă mea semnătura să-mi încheie media pe vară. Poartă steaua, e... Îmi place că denumit această poveste un miracol de Crăciun. Și de rigă mea să-i dea Dumnezeu sănătate. Ce scurtă la mâna a făcut la câte dalea în circuit de-a lungul liceului. Numai așa făcea la dirigenție. Miracolul, falsificarea de semnătură, da. În două secunde. A, da, dar era de așteptat, man. Dar mi-a trimis cineva că a pierdut apelul justițiarul cu Diana. Dar era evident. Bun, mai departe. Scandal pe cioată de la altcineva. Bună seara, un Crăciun fericit la toți. Marc, Crăciunul viitor să fie fericit. Povestea unui ardelean mutat în Constanța. Înapoi la voi în regiune. Nu mai veni să ne invadați. Ne-am săturat. O secundă. Plecați înapoi la autobuze electrice. Ok. Așa, deci povestea unui ardelean mutat în Constanța care și-a petrecut sărbătorile în Ardeal cu familia. No, povestea începe așa. Am ajuns în Ardeal la ei mei, mama a făcuse masa dinainte cu o zi de Crăciun pentru că urma să strângă tot familionul și toți verii de gradul 5 acolo, plus verișorul meu preferat care mereu avea iarbă la el. Vine seara de Crăciun, toți ne strângem la masă și toți băgăm câtă vrăjeală putem despre viețile noastre minunate. În fine, vine vorul preferat, we go for that walk, s-au dus să fumeze drog, asta încerc să zică, mă rog. După o oră, două ne întoarcem acasă. Vărul începuse să facă glume cu unchiul Costel, iar eu într-un moment foarte sensibil simt nevoia să zic în fața tot familionul că mă las de facultate. M-am lăsat de medicină ca să mă duc la arte. Le-am zis tot ce am avut de zis fără să realizez de fapt ce am scos pe gură. Mama cred că era să facă infarct, iar tata s-a dus să bea toată țuica făcută de bunul din Ardeal. Vă dați seama că toți mi-au sărit în cap că fac o greșeală extrem de mare și că nu o să ajung nimic în viață și că s-au chinuit ai mei să-mi plătească mie facultatea. I mean, aici îi fair. Cu banii ăia puteam să investesc în Bitcoin și să ajung și eu ca virgulă chifoi. Ok. Mătușa divorțată pentru a treia oară băuse prea mult și a început dintr-o dată să-i facă mamei mele confesiuni cum că nu și-a făcut treaba deloc bine și pe lângă asta s-a luat și de aspectul meu. Mi-a zis că piercingurile și tatuajele pe care le-am
pixurile și tatuajele pe care le am mă fac să arăt ca o prostituată de pe centură. Îmi sucă mie pula dacă vede asta. Bă, mătușa Jenny, du-te fă dracu. Instinctul mamei mele a fost de a se lua înapoi de copilul tușii mea. Văr mi era prea spart să realizeze ce lucruri a zis mama, mai bine. Din această ceartă au ieșit și lucruri cu childhood traumas și cât de mult voiau să-și reproșeze aceste lucruri. Vreau să vă menționez că din a doua zi de Crăciun nu am mai auzit nimic de femeia aia. Nu pot să zic că din seara respectivă de Crăciun, Doamne, cum scris să-mi bag pula. Are dreptate, mă, tu. Pentru că a fost... Deci, nu pot să zic că din seara respectivă de Crăciun, pentru că a fost nevoită să rămână peste noapte la noi, deoarece unchiul Costel băuse prea mult cu taică-miu. Ok. Update. Acum sunt anul 2 la arte, design și viața mea e mai bună. O lecție de viață. Alege să faci ceva ce-ți place. Uite, am avut și o lecție de viață. Am învățat să scrii viața mea ca să mor eu. Dar efectiv, unii dintre voi n-ați scris o compunere în viața voastră. De-aia ai ajuns la medicină. Că înțelegem de ce s-a lăsat de medicină. Bine, tare, ce să zic. Așa zisul Crăciun în familie. Bună, Fire, bună, Alex. Îi zic eu bună lui Alex. Bună, chat, Crăciun frumos tuturor. Mie, mic context, eu am o mătușă divorțată de vreo 40 și ceva de ani. Femeia mea e foarte doritoare de ori... Femeia mea e foarte doritoare de organul genital masculin pe care nu prea îl primește, fiind astfel mereu frustrată pe bărbați. Ok. Vă ador. Azi la masa în familie, după ce mă ia în brațe și mă salută, prima ei propoziție este: de la anticoncepționale te-ai făcut atâta? Nu, nu iau anticoncepționale. Am zis nu, am râs să scap de crin și am trecut peste. Masa în familie continuă. Eu deja cu moralul la pământ, având în vedere că am mari probleme cu mine, vă dați seama că nu a ajutat acel comentariu. Stând boțoasă, tot eram întrebată dacă de foame sunt așa și să mai aștept puțin că vine și mâncare. La foame te buțui așa? Faci așa de foame, ce ai fost în Iași, care-i treaba? Also, o mai apuca alintul și îmi dădea palme peste picioare în glumă, strigându-mă grasa, grasa, pe un ton mielușesc și râzând efectiv. Ce înseamnă un ton mielușesc? Grasa, grasa. Ce înseamnă un ton mielușesc? Doamne, efectiv familia mea, da. Miei? Jegul meu de mătușă. Și nu s-a terminat aici. Mâncam toți fericiți, totul bine, iar se trezește femeia mea de nicăieri. Măi, totuși, nu vrei să mergi la sală să dai bulanele jos? Cu respect îi răspund că nu, că îmi place așa și îmi spune: a, da, păi na, e mai ușor să nu mergi. Doamne, ce urăsc oamenii ăștia de-o-n pat. Asta s-a finalizat cu mine plângând în bucătărie la mama și la bunica, care doreau să o omoare. Și ca să nu plec acasă prea fericită, când așteptam Uber-ul și stăteam pe canapea, îmi spune și bunica: cred că pantalonii ăștia nu prea te avantajează totuși. Bă, dar e atât de funny, man, că ei nu înțeleg, man. Ei efectiv nu înțeleg. Toate generația de oameni, ei n-au empatia necesară, că așa au fost crescuți și ei, n-au empatia necesară să-și dea seama că oricât de, adică și da, știi, în unele cazuri, știi, poți să ai dreptate, da, într-adevăr, știi, cineva poate pentru binele sau ar fi bine să îi, adică asta, că la finalul zilei, cum nu realizezi că genul ăsta de comentarii fut starea unui om? Și asta e că efectiv nu realizează, ei nu realizează, da, efectiv traumatizați înapoi. Trebuie dat traumatizații înapoi, că au și trigger-urile lor. Traumatizații înapoi. Dar asta e că, adică asta e că ei nu, adică că de cel mai multe ori îmi spune că nu de mâiniști o fac, ci din simplu fapt că ei nu au acest concept. Ei nu au conceptul că este neplăcut, jignitor, deranjant să stai să-mi faci, să-mi zici: o, te-ai îngășat. Ok, cu aia. Și... ce crezi că n-am realizat? Dacă chiar m-am greșat, credeai că n-am realizat? Tata, când trec pe lângă el și nu se poate abține să nu pună mâna pe mine, să zică: ui, cât a spatele ai, du-te-n pula. Efectiv, da, Doamne. Nu e men, dar asta e ca e gen... Nu știu cum să explic. Dar asta e fantastică. N-au conceptul, n-au... Nu știu...
că tu le zici, bune, dar tu nu realizezi, că am încercat asta la un moment dat, bune, tu nu realizezi pe, nu neapărat pe grăsime sau poate, vrei, dar așa în general cu comentarii de genul ăsta. Zic, bune, tu nu realizezi că din mii cheful de viață, suntem aici la masă, până aici te puști să faci comentarii, de nu realizezi că din e, nu știu, de la o brasă. Nu, cum adică? Cum adică, ce are? Și mai e și asta, cred că mai e și asta, cred că e și știi, conceptul de autoritate, știi că, cum îi zice, păi da, eu sunt părintele tău, tu orice zic eu, cum să te subec, eu sunt părintele tău. Mă rog. Da, da, te-ai mai împlinit, împlinimea și... Ok, bine, hai să continuăm. Uitați așa, pantalonii mei preferați nu vor mai fi purtați ever, iar problema este că nu sunt mult prea superponderală or so și ea doar să-mi poartă de grijă că nanul e sănătos. Ea e doar foarte slabă, e de la foame, bunica ta de la foame e așa slabă. Ea e foarte slabă și o să mai plinuse decât ea, rezultând că la mine e problema. Seară frumoasă, dragilor, a fost ultimul Crăciun la care mă duc la neamuri. V-am pupat pe toți. Dar mie și asta mi se pare că e gen, că adică e și atitudinea asta care oricât de... Și adică eu personal, la 27 de ani, m-am obișnuit, știi, cu... Adică trec peste, zic, da, ok, bine, ok, bine, taci, ok, bine. Dar că asta că ei nu realizează, asta mi se pare funny, că nu realizează că genul ăsta de discurs și de conversație și de ala, efectiv te împing să nu mai vrei să mai stai cu ei. Să nu mai vrei să mai vii la mesele în familie, știi, și pe urmă încep să victimizeze. Domne, dar de ce nu vii? Domne, de ce nu vii? De ce nu mai treci pe la mine? De ce nu mai... Gaslight bunica care tenie și de-aia e așa slabă. Mă rog. Bă, de-aia că mă gândeam și la toți ratații ăștia care mă cert eu pe internet cu zi, cu ăștia care ce, domne, promovezi X, promovezi Y, de ce nu și de fiecare dată când zic eu ceva, că mi-am adus aminte cu Bia Khalifa, că a fost la un podcast unde a zis numai căcaturi și era un comentariu acolo, mi-a trimis cineva un comentariu cu 250 de like-uri, sunt curios ce mai zice acum Fire despre Bia Khalifa. Eu zic despre Bia Khalifa gen haha, e funny și gen, nu știu, poate n-ar trebui să vă luați de ea că, nu știu, că e sex worker sau whatever. Și mi se pare atât de funny căcatul ăsta, știi, de tras la răspundere un om că face ceva ce nu-ți place ție, știi, că, adică că, cum să explic, n-am cuvintele necesare. În sensul ăsta de omul face ceva ce nu afectează pe nimeni, ok, e gras, e sex worker, e whatever. Și eu vin cu discursul de live and let live, adică efectiv, vezi dracu de treaba ta, atât timp când nu te afectează cu nimica, lasă omul să trăiască cum vrea. Bă, și cumva în discursul ăsta, eu sunt problematic, susțin ca pula mea, Bia Khalifa să facă ce vrea cu viața ei sau un om gras să facă ce vrea cu kilogramele lui. Și cumva asta mi se pare cel mai insane. Eu sunt problematic. Păi cum promovezi, domne? Și mă tot gândeam la chestia asta, știi, adică reducându-o așa la, nu la absurd, dar reducându-o la bază, știi, că eu zic, pune-ne, trăiește viața cum vrei, lasă-i pații să-și trăiască viața cum vrei, cum vor, și cealaltă discuție este, ai o grasă să slăbească două morții sau ai o curvă să nu mai fie curvă morții și așa mai departe. Și cumva eu sunt la diliu din combinația asta. I love it. Da, se promovează să fie așa, da. În fiecare zi, guys, nu uitați să băgați 4000 de calorii de la KFC. Guys, în fiecare zi cumpărați-vă un bucket de la KFC și mâncați-l pe tot. Nu uitați să vă luați cola la acest KFC ca să vă vină KFC-ul transpirat deja cu aburii de la cola care sunt imbibați în KFC și e așa un pic de gust dulce, știi? Ar merge un platou, așa, n-am să te mint. Marg. Hai să continuăm. Povești și certuri de la masa din Crăciun. Merry Crisis, Fire, Alex, chat și de ce nu poate și YouTube. Astăzi sper să vă încânt cu o povestioară dintr-o zi de Crăciun de acum câțiva ani.
Povestea începe de fapt de spațiu, fapt. În ajun de Crăciun, atunci când ai mei s-au gândit, o glumesc, când ai mei s-au gândit să facem prezența la mătușa mea la cină. Vă dați seama că n-am făcut mofturi la masă, mâncam carne de vânat, mă simțeam zici că eram Carol I. Bine că nu erai Carol al doilea, că ridicai masă. Problema a început atunci când m-am retras de la masă la ora 11, pentru că deja unchii mei începeau să dea semne de prea mult alcool în sânge. Mă uitam și eu la un film ca tot omul, când bam, se aude un pahar spart. Credeam că era ceva pentru noroc, spargi un pahar pentru sănătate sau ceva. Are familie de greci. Apoi lucrurile s-au calmat. După cam o oră de la ultima ieșire, ai mei unchi s-au luat iar la ciondăneală de față cu bunica, care avea probleme cu inima. Un detaliu important. A făcut infarct la bătrână. Se ceartă ei cât se ceartă și la un moment dat mătușa mea îi dă afară pe ușă și oamenii literalmente încep să se trântească prin zăpadă, nu din joacă. Mama țipă la mine și la frate mi să stăm în cameră, verișorii mei cei mari se distrau de minune și eu nu aveam absolut niciun habar despre ce se întâmplă. Două secunde mai târziu se aud țipete, bunica leșinase, făcuse un atac de panică, cred. Panică la nivel extrem, cineva cheamă ambulanța, cineva plângea, cineva încerca să o ridice pe bunica. Cineva țipa la noi să rămânem calm, că o să fie totul bine. Nu au trecut 5 minute că tata deja mă ducea acasă. O omorât-o pe bătrână. O omorât, rip Lizzy. Cineva țipa la noi așa. Nu au trecut 5 minute că deja tata mă ducea acasă cu viteza luminii ca să poată și să se întoarcă la locul faptei. Nu știu ce s-a întâmplat după, dar știu că unchii mei nu s-au mai uitat unii la alții 3 luni și nu s-au mai certat niciodată de față cu bunica. Zic eu de ce. Zic eu de ce. Vrei să știi de ce s-au certat ai tăi? Că încă nu știi. Încă nu știi. Zic eu de ce s-au certat unchii. A bătrână are un teren agricol undeva acolo, 2 hectare. Are un teren agricol. Cui rămâne? Aia, de la aia s-au luat, zic eu. De la aia s-au luat. A, bătrână încă era în viață și se certau pe moștenire. Asta e, zic eu, de-aia s-au luat. Mulțumesc, dragilor, pentru atenție. Un Crăciun fericit și un an nou plin de sănătate și bucurii, pupici. Aia zic eu. Fii atentă, du-te și întreabă-i. Du-te și întreabă-i. Te întreabă-l pe unul care te înțelege și întreabă, bă, de ce v-ați luat? Aia, du-te și întreabă. Nu, întreabă-l pe ăla cel mai bătrân. Pe ăla cel mai bătrân întreabă-l, că ăla e gen, ăla trebuie să primească, de fapt. Întreabă-l pe ăla. Păi ăștia vor să-mi fure moștenirea. Uite și întreabă-l că asta e. Pentru 2 hectare m-aș certa și eu. Da, dar probabil 2 hectare gen în Călăraș. Am zis Călăraș că s-a bine din Călăraș. Să mă jure. Mă jure mama s-a bine. Tăruna mama s-a că mă iertați. Baba moartă din dubă. Asta e continuarea. Asta e continuarea. Baba moartă din dubă. Bun. Salut, sunt Oana, AnyPronounce, și nu știu să fac un doc pe iPhone ca un boomer obosit, așa că trimit povestea așa. Îmi pare rău for any inconvenience. Este total în regulă, mulțumim. Here it goes. Salut, FireChat, Bușu și probabil Slăvoc. For some background info, eu sunt student în Cluj și cu câteva zile înainte de a mă întoarce acasă, am aflat că taică-miu fusese la ceva mormântare pentru soacra mătușii mele în Oltenia. Nu voia să ne spună mai multe despre ce se întâmplase și eu credeam că el de fapt era beat mort și nu mai știa nimic. Fast forward, aseară au venit la noi o parte din neamuri pentru vizita obligatorie de Crăciun și după ce s-au îmbătat taică-miu, am aflat ce întâmplare au avut loc în ziua aceea. S-au luat taică-miu și încă 2 unghi de-ai mei, am vreo 5 sau 6 în total, nu mai știu, bă, este aceeași, e același univers, e același univers cu baba, cu pata, cu de panică. Așa, deci taică-miu și încă 2 unghi de-ai mei s-au apucat să meargă din Deva până în Oltenia să se facă muci la mormântarea babei. Evident că a mers și vărul meu, pentru că at the end of the day era bunica lui și mătușa mea. Ca să afle că au venit în jur de vreo 50 de persoane să mormânteze baba. Păi nu știi cu ea lăsat testamentul, au trebuit să fie toți acolo. Pentru că toți banii s-au dus pe pomeni și chestii de genul, nu mai aveau bani pentru dric și au pus-o într-o dubă random. O dubă de aia de Cristim. Dubă de aia de... Au sunat la Kaufland. Nici nouă dubă. Da, au dus-o cu fan curierul. Au dus-o cu fan curierul. Au ajuns la biserică.
Au cerut aia codul la preot. Ardelele dumneavoastră. Sau cum se consideră Deva? Deva e Ardeal sau Banat? E Ardeal, nu? Sau e Banat? A dus baba la Easybox. Coletul dumneavoastră vă așteaptă 3 zile. Că după 3 zile nu mai ține formul ăla. Ardeal 100%, ok. Bun. Ok. Așa, deci au dus baba pentru o dubă random, așa. Așa că Vărmiu, printre singurile persoane care nu erau bete deja, primise sarcina de a conduce în fața dubei care ducea baba moartă spre cimitir. Din ce am înțeles de la taică-miu, care era și în momentul ăla bat mort, sau că a îngăbit ca să nu-i prindă poliția și să le confiște baba moartă din dubă. Taci. Pentru că nimeni din familia mea nu are toate țiglele pe casă, oamenii mei s-au gândit să așeze baba moartă în... fund, în caz că îi oprește poliția și... Nu, de, oamenii mei s-au gândit să așeze baba moartă în fund, în caz că îi oprește poliția și să le spună că murise fresh și că mergea tot familionul la spital cu ea. Nici după moarte nu te poți odihni. Am pus-o în fund. Am pus-o în fund. Ok. Deci am așezat baba în fund în caz că îi oprește poliția să le spună că murise fresh și că mergea tot familionul la spital cu ea. Nu știu dacă asta a fost doar o idee sau chiar așa s-a întâmplat, dacă sincer îi cred în stare. Mă gândesc numai la o babă moartă stând în fund, în spatele unei dube. Ok, continuăm. În timp ce mergeau spre cimitir, taică-mi și frații lui s-au rătăcit printr-o pădure, for some fucking reason, și au trebuit să împingă mașina dintr-o baltă de noroi, deci au cam ratat înmormântarea. Deci baba a fost... Baba n-a ajuns la propria ei înmormântare? Da, zici? Baba n-a ajuns la propria ei înmormântare? A pierdut mortul pe drum. A pierdut mortul. Nu, stai că poate înțelegem. Deci au trebuit să învingă mașina într-o baltă de noroi, deci au cam ratat în mormântare. A doua zi Vărmi a primit o amendă prin poștă sau ceva de genul, legătură cu viteza pentru baba moartă, că aparent erau camere pe stradă. No, shut up. Minți, efectiv. Păi să pun amenda pe numele ei. Să pun amenda pe numele papei. Cel mai amuzant căcat pe care l-am citit. În timp, așa. Vă dați seama că la sfârșit eram toți de la masă, gen what the fuck, și unchi mi-a sugerat să meargă toți la mătușa care i-a murit soacra să bea în cinstă ei la ora 11 noaptea. Normal că ea acceptase și uite așa s-au dus 3 Iescu cu Iescu, taică-mi în vârf, la încă o băută în seara sfântă de Crăciun. S-a întors acasă vai de capul lui pe la ora 2 dimineața și a mâncat o conservă jumate de pateu și o franzelă aproape întreagă și s-a culcat. Răzvan, dacă vezi asta, îmi pare rău, era prea funny să nu o împărtășesc și sper că nu ți-au dat amendă. Mulțumesc pentru citire și sărbători fericite. Stați.
Atenție, atenție. Baba în dubă în spate. Ăla mergea morții lui cu 90 la oră la, în localitate. Baba aia în spate. Opa, trecere de pietoni. Sorumea la care a petat un mor de la Vâlcea la Horezu, mort într-un Golf 3 dezbrăcat pe bancheta din spate. Ce se întâmplă? Deci în ce lume trăim? Deci încă o dată, l-a cărat pe tasul mort de la Vâlcea la Horezu, mort într-un Golf 3 dezbrăcat pe bancheta din spate. Ce univers e ăsta? Pe ove ești din Vâlcea. Dar nu miroase? În primele zile nu miroase. O zi, două nu miroase. Efectiv, cultura românească. Cam asta este cultura noastră. Sare europeană, by the way. L-a băgat în lada frigorifică. Mie mi-a dat mătușii mea telefonul ei să-i dau clear cash că se mișca ca un cur și am descoperit ședința foto cu străbunica moartă. Să pui centura la mort. Hai să începem să le zicem străinilor că asta e o tradiție la noi, da, să plimb mortul prin țară. Ia uite, mamaie, cheile bicazului. Hai, mamaie, deschide ochii și uită-te. O duci pe Transfăgărășan. Ok, cred că trebuie să facem o serie de povești cu morți. De la mormântări, de la priveghi, de la etc. E foarte amuzant orice căcat implică un mort în România, nu știu de ce. Un unchi a dus pe cineva mort, pus în sac vreo 100 de kilometri pe bancheta din dreapta, a zis că i-a spus bancuri mortului tot drumul. Dacă eram în Schengen, acum o duceam pe mamaie la Louvre. Ok, bun, mai departe. Poveste de Crăciun. Bună seara, Fire Alex Bușu Chat. Merry Kringles la toată lumea dacă sărbătoriți, dacă nu, duminică plăcută. Am și o poveste de la o masă de Crăciun de acum câțiva ani. Familiar, familia noastră e notorie pentru faptul că nu există sărbătoare, zi de naștere, pomană sau nuntă fără să ne certăm. Dar această poveste mi-a dat subiect de terapie ani de zile, deși nu a fost cea mai mare ceartă. Pentru puțin context, mama adoră să facă masa mare cu orice ocazie, să cheme nașii, finii, mătușa de pe Italia, frasul, cumnatul, colega de la muncă, etc. Tata, că bine s-au găsit, e mare MC și iubește să fie sufletul petrecerii în cel mai pur stil de tată românesc pe care l-ai văzut. Omul meu pregătea playlist-uri pe Winamp înainte să viseze Spotify orice algoritm și merge la orice petrecere cu un stick USB sau două. Așa, în caz că gazda nu avea muzică bună și de vibe. No joke, de multe ori începe cu Dalea cu a, ai piesa asta? Nu, hai că o am eu pe stick. Even to this day, când poți să găsești orice pe YouTube, încă care cu el borseta cu stick-uri în caz că vine apocalipsa sau pică netul. Da, tata e Cocolino Stark, da, efectiv. Asta mă aduce la o petrecere de Crăciun de acum câțiva ani la noi acasă, într-o sufragerie de 3x4, unde suntem înghesuiți vreo 20 de persoane, dar după țuica fiertă cu pipera lui bunica mea se simte chiar confortabil spațiu. Mama aduce fel după fel de mâncare, tata o face pe DJ-ul de parcă e în audiții să intre la message la Untold, dar toată lumea se simte bine. Being on his own turf, tata începe el să impresioneze pe toți invitații cu skill-urile lui de YouTube to MP3.
De YouTube to MP3 converter și bagă cele mai obscure melodii visate de muzica populară românească, toate prezentate pe TV, grație unui ox cinstit. Nu mai știu exact cine, dar un invitat îl provoacă pe tata să bage ceva video de la guță sau ceva, nu doar audio. Tata, foarte fericit, avea chiar fix acel video undeva pe un stick. Bagă el vreo două stick-uri, caută prin foldere și mândru pornește video. Doar că nu începe nenea guță să ne zică ce haine de gigolo are, în schimb apare un logo cu niște lei răgând și două cucoane îmbrăcate sumar care foarte clar erau pe cale să ne arate dodoaștele. Toți bărbații din încăpere au început să se uite unii la alții foarte fericiți, în timp ce mama urla la mine să mă duc să iau ceva urgent din bucătărie. Tata, fiind cam matrafoxat, a încercat să deschidă alt video, doar ca să ne arate alt set de doamne în proces de a dansa tangoul diavolului! Tangoul diavolului! Uite, o persoană care știe să scrie! That's right, he accidentally exposed his porn stash USB. His USB porn stash. Gata, pe ăsta-i titlul. Tata ne-a arătat pornache la masa de Crăciun. Deși aia cu baba moarte e mai juicy. Până la urmă a găsit video cu guță și toată lumea era oricum prea dusă ca să-și amintească a doua zi acea întâmplare. Toată lumea, în afară de singurul copil de la masă care a băut prigat toată seara și încă este bântuită de Nicolae Guță Gigolo MP4 după atâția ani. Avea și denumirea Nicolae Guță MP4 și era filmul de la Budoar, Studentele în Otopeni. Sau cum erau alea? Alina Plugaru în vacanță la munte. Scufița roșie porno. Eu știi cum le ascundeam când eram mic? Deci eu când eram mai deștept, că aveam tot așa calculator la comun, le ascundeam în program files. Intrai ce program files și găseai pe acolo un folder de ăsta gen Winamp, găseai un alt folder în Winamp și acolo băgai. Că mergea capul, n-aveam ca prostul folder teme folder, matematică, că nu-s prost. Absolut totul despre sex, da, bravo. Ziceți milenialii mei. Okay. Acum face la fel, da. Încă am porno pe USB. Bun, mai departe. Bună fiară, bună chat și Crăciun fericit. De câțiva ani, nu știu de ce, dar parcă Crăciunul nu mai e ce a fost. Simțeam că anul ăsta o să fie diferit, o să mă simt mai bine. FYI, I was so wrong. Puțin context, eu și iubitul meu stăm împreună, aseară a rămas sora mea la noi. Azi dimineață eu și sora mea ne-am trezit ca două flori cu o energie bună, everything good până aici. Cât timp am început să ne pregătim, deoarece urma să mergem la părinții noștri, iubitul meu a zis că bagă un meci, lol, CS. Nu am enervat pentru că mi-am zis, măi, doar nu o să stea să ne păzească cât timp ne aranjăm noi. Corect. În fine, ne-am pregătit, eu și soare mi-am zis să facem poze, într-un final s-a pregătit și el și m-am gândit, hai să facem poze basic de Crăciun ca un cuplu basic. Am pus timerul 10 secunde, în moment în care a început să aibă o criză, că ce stă el nemișcat 10 secunde. Deci gagică tu a început să facă spume... Că ai vrut să-ți faci o poză cu el și că avea timerul 10 secunde? Știe că nu trebuie să stea nemișcat gen 10 secunde, trebuie să stea nemișcat doar după cele 9 secunde? Om care joacă CS, mă rog. Moving forward, nu am mai făcut nicio poză, el a considerat că e vina mea și eu am stricat ziua. What? Cum adică i-ai stricat ziua? Am ajuns la e-mail și am mâncat sarmale cu nod în gât când venea să am o sesiune de plâns puternică pentru că mi s-a stricat Crăciunul și anul ăsta. Soră mea, 17 ani, a început să se enerveze și ea la masă pentru că acum avea și ea o stare de căcat din cauza iubitului meu, iar acum aștept să înceapă stream-ul. Surpriză, el se joacă pe calculator și l-aud cum se disperă la jocuri. Crăciun fericit. Bușu, I'm sorry, dar cine stă 10 secunde nemișcat? I kinda get it. Spor la fragul, rege, I got you. Ești gata, Bușu. Cum adică să stai 10 secunde nemișcat? Nu trebuie să stai 10 secunde nemișcat. Măi, dar are sunet, e tân, tân,
tân, adică de camar nu trebuie să stai 10 secunde nemișcat. Trebuie să te pregătești în 10 secunde și pormă ultima secundă să o stai nemișcat, ce mai e căcat. Dar cum adică a făcut scandal că a trebuit să-i faci poză pe taiut și pe gamerul ăsta? Păi, gamer ne spăla la curd, lasă-l cu femeia în pace. Spor la fragul rege. Spor la fracuri. Cine-i Janghina? Da, asta e un de la bun pentru cine-i Janghina. Bai doi, să vă uitați la ultimul video al Rux de pe YouTube cu cine-i Janghina. E acolo un om care a mințit în CV că a editat pentru mine și că cu Parc, de fapt, el nu prea editează, el dă la alții să editeze că e muist. Și a zis asta la un interviu de job unde aia mă știau și îl știau și pe Cupar. Și a trimis la Rux să întrebe cine e domne Janghina în contextul ăsta, eu sau angajatorul? Să vă uitați, este absolut super. Da, dă-ți link, da. Bun, mai departe. Aveți link în chat. Mai departe. Bună seara, cea poftă bună YouTube. Întâmplarea pe care o să vă povestesc e scurtă și cuprinzătoare și a avut loc acum 2 ani. Pe atunci aveam un iubit cu care nu ne înțelegeam în pat. Nepotrivire de caracter. Și acesta Și acesta a sfârșit prin a veni la familia mea de Crăciun, urmând să rămânem peste noapte la ei. Ne înțeleseseră că plecăm în 26 decembrie de vreme ca să avem timp să spice things up. Dar ei mei au decis că au alte planuri pentru noi și we ended up staying there the whole day. Am luat cina în familie, familie extinsă cu verișori veniți din străinătate, mamă, tată, soră, frate, purcel, cățel, el aruncând un priviri ucigașe pe tot parcursul serii. Peste un pic, deci voi nu vă înțelegeați în pat, dar în același timp erați hornălei la masa de Crăciun? Ok. Cumva, în timpul discuțiilor de la masă, am ajuns la subiectul sex. Ei bine, nu știu ce am zis și iubitului meu nu i-a convenit și a ajuns să strige în gura mare. Ce vorbești tu despre sex? Ai zis că plecăm de dimineață ca să apucăm și noi să ne futem și iată-ne la masă la măta la 18 seara. No need to say că toată masa a tăcut. The silence was loud as fuck. I'm still baffled till this day about the audacity. That's it. I mean, that's borderline impressive. Să zici așa ceva la masa de Crăciun cu tot neamul ăia acolo. That's borderline impressive, jur. Ce vorbești tu, da? Îmi dai seama că aș fi fost pe... Ce vorbești tu, domne, de sex? Ai zis, da, să scoți ochii că n-ai primit o doașcă. Ai zis că plecăm de dimineață ca să apucăm și noi să ne... Și iată-ne la masă la măta la 18 seara. Asta cu coaiele umflate la masă la masă de Crăciun. Îi puneam boia pe pul. Tare. Tare. Încă sunteți împreună? Asta cred că e același om ca ăla care se juca CS și nu voia să stea la poză. Mi-e frică de acest titlu. Da, era ora 6. Om voia să fută la 2 ziua. Au făcut hate fucking după. Doamne Iulia. Voia să fută pe lumină să vadă ce face. Bun, avem un titlu cu greutate mai departe. Povestea unchiului cărnos. Ok. Salutare chat, salutare YouTube. Asta este o poveste despre unchiul meu de la țară și ce obsedat e el de animalele lui, ajungând să facă o dramă despre ele la masa de Crăciun. Așa, deci când eram eu în clasa 7 sau 8 în jurul anului 2007, unchiul meu se mutase la țară și își creștea propriile animale. Cum se apropiau sărbătorile, a zis mama să îl invite la noi pentru că era singur. Omul a acceptat și a propus să aducă chiar el carnea din care mama să prepare mâncarea. Mama i-a convenit că pe atunci era criză și era în rup de foame. La masa de Crăciun,
îi spune frate-miu mamei că e foarte bună mâncarea, dar carnea e un pic cam tare, la care unchiul meu trântește cu pumnul în masă și țipă la fratele meu că asta e carne adevărată de-aia, nu ce aveți voi la oraș. La care frate-miu îi răspunde, zici că e cauciuc carnea ta, unchiule, pe un ton amuzant. Ce ai băi, uncheșule? Spui că e cauciuc ăstea. Atunci unchiul se ridică de la masă și începe să urle, da, să urle, cât poate el de tare. Tu știi cât am muncit eu pentru carnea asta? Tu știi ce greu e să am animale? Știi ce greu e să fii cu adevărat bogat? Eu am găini, vaci, porci. Mie-i pula în gură, fire. Ușu care a ales poveștile astea zice, n-am scris-o eu. Tot plângeam eu că nu m-am mai prins nimeni de mult cu o de-asta. Da, dă ia, dă-i bani dacă poți. Stă în gură, omul. Chiar îmi era un pic dor. Chiar îmi era un pic dor. O să bucur, asta e realizarea vieții lui ce mi-a făcut aici. Ia segmentul ăsta, îl pune pe TikTok, pe YouTube, pe canalul personal, pe... Și ia uite ce am făcut ăsta. Ia uite ce am făcut la prostul ăsta, da, în CV. Da, mă rog, și pe lângă experiența de care v-am menționat, i-am făcut și asta unui băiat pe internet. Pune că experiența acolo la LinkedIn, la voluntariat. Bun, bine, mulțumesc, omule, ce să zic. Știi ce? Să fii sănătos, omule, un Crăciun fericit și ție. Mai departe, ultimul Crăciun fericit. Hello, Silviu, Alex, Crăciun fericit. Cel puțin asta vă urez vouă. Cât despre mine, pot spune că ultimul Crăciun pe care l-am făcut împreună cu toată familia mea a fost în două... Acum citesc cu frică. Citesc cu frică să nu mai pățesc din nou. Ultimul Crăciun pe care l-am făcut împreună cu toată familia a fost în 2014, când eu împlinisem onorabila vârstă de 14 ani. Până în momentul respectiv obișnuia să facem Crăciunul în familie, însemnând familia noastră împreună cu unchiul meu. La momentul respectiv, unchiul meu, șofer de tir, divorțat de soție, s-a împrietenit foarte bine cu patronul de la firma unde era angajat. Și în ultimele trei Crăciunuri până atunci l-a invitat și pe acesta să petreacă împreună cu noi, simțindu-se foarte bine în preajma lor mei și mai ales alături de vinul făcut de taică-miu. Acest domn, care avea maximum 25 de ani, era aproape milionar în euro din afacerile pe care le întreprinse până la momentul respectiv, lucru curios, ținând cont că venea dintr-o familie destul de modestă, alcătuită din doi părinți alcoolici. Lăsând asta la o parte, acesta era pe semene foarte bucuros că petrece încă un Crăciun lângă niște oameni primitori. Se făcuse deja aproape ora 22, petrecerea era întoi, când deodată auzim un lătrat puternic al câinilor. Țin să menționez că stau la casă și în momentul în care am fost desemnat să deschid ușa, un convoi de aproximativ 8-10 mascați a dat năvală, punându-i la podea atât pe unchiul meu cât și pe prietenul acestuia, fără ca noi restul să putem conștientiza ce s-a întâmplat. Cioc, cioc, de la gaze! Eu am încercat să-mi păstrez calmul ca un bărbat ce eram, iar după ce poliția i-a escortat pe cei doi, au început să caute indicii pe baza mandatului de percheziție. Țin să menționez că unchiul meu nu avea domiciliu stabil la noi acasă, dar premergător de evenimentul respectiv, acesta a stat în pauzele dintre curse aproximativ 6 ani cu chirie neplătită în casa noastră, făcându-și anumite contracte de telefonie mobilă pe această adresă.
În fine, politicii nu au găsit nicio dovadă incriminatorie, dar în urma acestui eveniment, prietenul unchiului a primit 6 ani pentru evaziune fiscală de câteva milioane de euro în urma unui mandat ce a durat aproximativ 5 ani, iar unchiul meu și încă niște șoferi încă se află sub cercetare după 8 ani de zile. Acum Crăciunul e mai puțin numeros, dar mai liniștit, însă în fiecare seară de 25 decembrie pe la ora 22, parcă mă trece un fior pe șira spinării. Mulțumesc pentru răbdare, încerc să scurtez. Cum e care să intre peste tine, mascații? Dom, să înălțăm. Cum să intre cu ei mascați pe tine de Crăciun? La 14 ani, da? Dragul prieten al unchiului. Era un om bun. Aveam să aflăm că a devalizat statul de milioane de euro. Așa l-au prins pe Andrew Tate. Exact. Asta povestea de Crăciun, să nebunesc. Cred că abia așteptat să-l întrebe Diriga cum și-a petrecut Crăciunul. Ceva ritual de câțiva ani cu șamani, ritualuri cu etnobotanice? What? Cineva a întrebat ce e aia Misa. Mi s-a sculat. Îmi cer scuze. Prietena ta, pe seara asta m-a dus să mănânc, că n-am mâncat nimic toată ziua. Am festuit. Ne vedem mâine și stăm mai mult. Alex nu face stream asta seara, că e ziua sa. Dar vă trimit la domnul Vlad, poate? Da, uite, abia începe stream. Stai că stăm să înceapă stream. Când te mai uiți pe TikTok, să mă uit. Deci mâine asta avem. Ne uităm la documentarul ăla cu Andrew Tate de la Vice. Și înainte ne uităm la acest video superb. As a Romanian, I am pissed off by Andrew Tate. A zis că merge internațional. Și mai avem un imobiliar cu Maghiciu. E ziua lui Slăvoc? Da, spuneți la mulți ani când îl prindeți, dar nu spamați pe Instagram. Când preconizezi video-ul ăla maxim de clickbait al lui Chifoi, la ce te referi? Tot de la 17 stream-ul? Nu, așa de vreme, nu știu. 6-7. Păi, asta mai mult. Auzi ce înseamnă 666? Lori, bună seara, dator mă pregătensez. V-am zis? Am apucat să vă zic? V-am arătat. Primele imagini de la intervenția mascaților la clinica de șamanism? Deci asta era? Clinica de șamanism? Și te făceau misa acolo, men. Cum a fugit Mălimbo de mine. Când faci video cu licitația la obiecte OLX, îl facem, dar v-am zis că facem caritabil. Dă-mi un pic. Ce e Misa? Scuze, sunt din Suceava? Păi nu, că dacă ești din Suceava, n-ai... Hamane, ne intră ăsta sau ce faci? Bine, omul e pe stream starting, dar o să înceapă el. Pătim la domnul Vlad, dacă vă place de trânsul, dați follow.
Dacă vă place și mai mult de trânsul, dați subscribe. Cred că se uită la... Nu știu. La America Express? Cred că se uită? Urmează se uite? Not sure. La Insula Iubirii? Înțeles. Bine. Vedeți voi, vă acomodați pe acolo. Pupici, toate cele bune, ne vedem mâine de la orele 6-7. Vedeți că am video nou, dacă n-ați apucat să-l vedeți, ăla cu Sorinski. Și atâta. Pupici, ne vedem mâine. Pa!